Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Județean. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția 373 din 24.10.2022 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege. La ședința, din totalul de 36 de consilieri județeni, în funcție sunt prezenți 35 în sală. 34? Lipsește doar domnul Șova. Domnul? Domnul Șova. Ah, da. Și avem un coleg online. Având în vedere proiectul ordinii de zi, la ședință au fost invitați să participe directorul general de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, doamna Adelian Lenuța, director la Serviciu Public Județean, doamna Crâșmaru Natașa, director la JEP, domnul profesor, conferențiar universitar, doctor la Universitatea George Bacovia, domnul Paraschivescu, având în vedere proiectul și, bineînțeles, aparatul de specialitate, director și șef de servicii. Pentru ședința de azi, proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2022. 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 05.10.2022. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii poleiului și a gheții pe drumurile județene pentru perioada noiembrie 2022 până la finalizarea procedurii de achiziție a acordului cadru de lucrări și servicii de întreținere curentă și periodică multianuală. 4. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2022. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3-2022 a județului Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției încheiate între județul Bacău și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG207F, DN2F, Săucești, kilometru 00000, kilometru 3254, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Salini. 7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1,5 metri pătrați din zona drumului județean DG119A, situat în sat Sascut, comuna Sascut, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea SPCD Bacău în favoarea Delgaz Grinde S.A. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări numărul 22 per 1840 din data de 19.07.2021, încheiat între Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău și Asocierea Sece Mafco Holding SRL, Sece Întreprisa de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL în favoarea județului Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții, proiect strategic, regiunea nord-est, axa rutieră strategică Neamț-Bacău, DG207, limită de județ Neamț-Traian, DN2F, kilometru 28, plus 00, 50, plus 254, DG241, limită de județ, Vrancea Podoturcului, izvorul Berheciului, kilometru 25 plus 00, kilometru 83 cu plus 368, DG241, izvorul Berheciului, secuient, kilometru 64 plus 250, kilometru 78 plus 114, pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență numărul 64 din 2022, cu modificările și prevederile și completările ulterioare. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil teren în suprafață de 10.000 de metri pătrați, categoria pășune, având număr cadastral 62.023, înscris în cartea funciară numărul 62.023, Gura Văi, în domeniul public al județului Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiții, reabilitare, bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Mâine și pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 26/2020 pentru asocierea județului Bacău cu municipiul Mâine și Spitalul Municipal de Urgență Mâine în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții, reabilitare, bloc aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Mâinești,
și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 111/2007/05/2022 pentru plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către grupul de acțiune locală Valea Muntelui pentru anul 2022. Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 111/2007/05/2022 privind plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația de Grup de Acțiune Locală Ulmus Montana pentru anul 2022. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 113/2007/05/2022 pentru plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Coline Tutovii pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 114/2007/05/2022 pentru plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația de Grup de Acțiune Locală Cetatea Tamasidava pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubrizare Bacău. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adaptorului familiei adaptatoare în vederea participării la procedura potrivit practicii cu un copil având domiciliu în alt județ și a modelului de cerere conform legii numărul 273/2004 republicată cu modificările și completările ulterioare. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului, conferință regională, investim acum, construim pentru viitor. 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii bunurilor imobile, terenuri cu numere cadastrale 61232, 73549, 83228 și a bunurilor imobile, clădiri cu numere cadastrale 73549, C1, 73549, C2, 73549, C3, 73549, C4, 73549, C5, 73549, C6, precum și obiectivul de investiții, construire spital municipal din domeniul public al municipiului Bacău, în domeniul public al județului Bacău. 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului casă, având codul BC11, IMB00783, situat pe strada Ioniță Sandu Stursa, numărul 96, municipiul Bacău, județul Bacău, înscris în cartea funciară cu numărul 60279 CI. 21. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea George Bacovia din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului manifestări prilejuite de aniversarea 30 de ani de la înființarea Universității George Bacovia din Bacău, 07/11 noiembrie 2022. 22. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Bacău la rețeaua Construirea Europei cu consilierii locali și desemnarea unui reprezentant consilier județean ca membru al rețelei. 23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 137/2015 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău cu modificările ulterioare și anexa 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 121/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la Biblioteca Județeană C. Sturza Bacău cu modificările ulterioare. 24. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 32 din 2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea organigramei și a statului de funcție pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău cu modificările ulterioare. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza de documentație de avizare a lucrărilor de investiții DALI pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare drum DC131 de la kilometru 0+000 la kilometru 2+500 comuna Dofteana, județul Bacău.
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă pe perioada determinată a contractului de delegare gestiunii serviciului de transport public județean și a licențelor de traseu pentru două trasee cuprinse în programul județean de transport rutier de persoane pentru curse regulate în județul Bacău. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare DG207F, DN2F, Săucești, kilometru 0 plus 000 km. Kilometri 3 plus 254 județul Bacău pentru aprobat pentru finanțare pentru Programul Național de Investiții, anghel salinie, precum și a sumelor reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare DG241A Roșiori, intersecție cu DG241C Pădureni, intersecție cu DG159 km 92 plus 09 97 plus 424 județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salinii, precum și a sumelor reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiect de 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare DG159 Dămienești, limită de județ Neamț, kilometru 31 plus 115, kilometru 36 plus 400, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salinii, precum și asumerul reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare DG252B, Giosen Pâncești, kilometru 18 plus 700, kilometru 30 plus 100, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salinii, precum și asumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare drum județean DG119 Bacău Faraoan, kilometru 1 plus 680 km, kilometri 12 plus 300 tronson Sărata Nicolae Bălcescu, kilometru 4 plus 400 km, 10 plus 466 județul Bacău, aprobat prin finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salinii, precum și asumerilor reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 32. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău, comunalitatea veche, în vederea finanțării unor obiective de investiții. Supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul ordine de zi a fost aprobat. Supun la vot, în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Euronest. 2. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al județului Bacău domnului Petre Vlase, personalitate marcantă în domeniul promovării și conservării folclorului românesc și a portului și a cântului popular băcăuan. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Aș face, având în vedere că s-a aprobat și suplimentarea ordinii de zi, tocmai pentru desfășurarea în condiții cât mai puțin complicate. Avem două voturi pe secret, la punctul 19, dacă nu mă știu, sau 22, punctul 22 și punctul cu proiectul de hotărâre 1. Aș lăsa la sfârșit aceste două proiecte, tocmai pentru a putea vota mai repede și fără prea multe complicații din punctul ăsta de vedere. Dacă sunteți de acord cu acest amendament, cine este pentru? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Ca urmare, punctul 22 și punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară se va vota, se va trece la vot
la finalul, după ce s-au aprobat celelalte proiecte. Vă mulțumesc! În continuare, am să dau la punctul 1 și punctul 2 de pe ordinea de zi, am să dau cuvântul doamnei secretar general, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Conform prevederilor codului administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Unității Administrative Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău, 30 septembrie 2022. Supun la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abținere, vă mulțumesc. Deci procesul verbal a fost aprobat, vă rog. Totodată, supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 5.10.2022. Supun la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, procesul verbal a fost aprobat. În continuare am să dau cuvântul domnului secretar general, vă rog. Consilierul județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru cuvântul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Deci vă rog, domnul vicepreședinte, nu voi participa la vot la punctul 26 de pe ordine. Mulțumesc. Domnul consilier județean Preșca, nu voi participa la vot la primul proiect de ordine suplimentară și proiectul numărul 30. Deci voi aronesc. Da? Da? Domnul consilier județean Preșca, vă rog. Nu voi participa la vot la punctul 12 de ordinea de zi. Mai sunt alte... Da? Mulțumesc! Trec la punctul 3 de pe ordinea de zi. La punctul 3 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii poleiului și a gheții pe drumurile județene pentru perioada noiembrie 2022 și până la finalizarea procedurii de achiziție a codului cadru de lucrări și servicii de întreținere curentă și periodică multianual. Dacă nu sunt intervenții la acest proiect, supun... Da, vă rog, domnul... Domnul consilier județean Bârzu. Da, aveam o întrebare. Când este asta și contractul să fie operațional, iar mi-a aprobat o să aducă destul asta, că ne puteți da o informare. Și vreau să vă întreb, am văzut că ați făcut baze de zăpezire, utilaje repartizate, dacă utilajele sunt în zona respectivă, vor fi în zona respectivă. Da, mulțumesc frumos. Da. Domnul consilier județean Bârzu, eu nu pot să estimez odată când va fi acordată sau va deveni operațional un alt contract. Tocmai de aia am prelungit printr-un contract subsevent pe baza acordului cadru, în așa fel încât pe perioada de iarnă să nu avem sincope în ceea ce privește dezăpezirea. Referitor la baze, în mod evident că cei care au operat și anul trecut și acum 2 ani au utilajele la bază și aici deocamdată n-am cum să vă spun că știți, nu le-am verificat, e adevărat, dar după conform contractului, ele sunt în cadrul la fiecare bază, așa cum a fost desemnat printr-o achiziție de acum 4 ani. Da, dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi.
se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2022. Dacă am înțeles că sunt favorabile de la comisii, dacă nu sunt intervenții pe marginea acestui proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 5 de pe ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 pe anul 2022 al județului Bacău. Dacă nu sunt intervenții pe acest punct, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 6 de pe ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției încheiate între județul Bacău și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare DG207F DN2F Săucești kilometru 0 plus 000 kilometru 3 plus 254 a județului Bacău prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 7, mă scuzați, de pe ordine de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute pentru terenul în suprafață de 1,5 metri pătrați din zona drumului județean DG119A, situat în sat Sascut, comună Sascut, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea del Gazgrid de San. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări numărul 22/1840 din 19.07.2021 încheiat între Serviciul Public Județean de Drum Bacău și asocierea Mavco Holding SRL, SCA Întreprinderi de Construcție Drumuri și Autostrăzi SRL, în favoarea județului Bacău. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. De asemenea, trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții, proiect strategic, regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamț-Bacău, DG207D, limită de județ Neamț-Traian DN2F, kilometru 28 plus 000, kilometru 50 plus 254, DG241, limită de județ Vrancea Podoturcului, izvorul Berheciului, kilometru 25 plus 000, kilometru 83 plus 368 și DG241, izvorul Berheciului, secuent, kilometru 64 plus 250, 78 plus 140, pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 64/2022 cu modificările și completările ulterioare. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea trecere unui imobil teren în suprafață de 10.000 de metri pătrați, categoria pășune, având numărul cadastral 62.023, înscris în cartea funciară numărul 62.023, Gura Văie, în domeniul public al județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă rog, scuzați, vă rog. Cere ca până data de 31 a 10 să se comunice, să se trimită solicitarea de transfer privind derularea acestui imobil la fel. Eu
am văzut în ședința de 24 zile de la Consiliul Local Bucarest, s-a aprobat deja trecerea. E vreo problemă? Nu știi despre ce. Poți să spuneți eu? Nu trebuie transferat din privat în public. Nu transferat din public. Nu cred că este o problemă, ținând cont de faptul că el a transferat din privat în public. Nu din public. Și ulterior va trece la noi. Dar ce a trecut în public? Da, păi, altfel nu puteam să-l preluăm noi. În aceeași ședință. Da. Pentru o proiecte succesive. Da. Și solicită el, OAT-ul, să remitem solicitarea de transfer în partea Consiliului Județean până în data de 31-a 10-a, când spun că va fi ședința de Consiliul Local. Deci asta... Uitați, dacă explicația mea nu a fost suficient, vă răspunde secretarul general. Vă rog. Domnule consilier, la data când noi facem solicitarea, când am făcut inițial solicitarea și am întocmit raportul și rezervatul de aprobare, bunul era în domeniul privat al comunei. El nu poate să treacă decât dacă este în domeniul public. Ceea ce a făcut dumneavoastră în ședința trecută la comune este trecerea din privat în public în vederea ulterioară a transmiterii din public în public. De până la data aceasta, în mod legal, facem solicitarea. Fără solicitare, nu poate să treacă din domeniul public al comunei, tot în public al județului. Deci, în aceeași ședință de 24-10 au fost două proiecte. Un proiect în care acest imobil a trecut din domeniul privat, în domeniul public, al Boatei-Burapăi, și apoi un alt proiect în care terenul din domeniul public, același imobil, trece din domeniul public al Comunei al Boatei-Burapăi în domeniul public Consiliului Județean. Putem interpreta ca o aprobare de principiu, pentru că fără solicitarea noastră, procedura și domnul administrativ sunt de clar, ceea ce face noi astăzi. Îi facem după ce e o dată? Domnul consilier, stai-s-o, cu experiență. Știți foarte bine că operarea tehnică a trecerii în domeniul public al județului se face după solicitare. Ori dacă dânșii au dat o hotărâre de Consiliu Local care noi nu facem parte din ea. Noi nu decidem noi la Consiliul Local. Întrebați la Consiliul Local de la Gura Văii dacă e ceva în neregulă. Noi facem conform procedurii. Dânșii și-au manifestat un acord de principiu. Noi nu facem astăzi decât să solicităm, ținând cont de faptul că chiar au o solicitare de principiu și procedura tehnică trebuia să fie trecut din privat în public, ca noi să-l putem cere. Pe site-ul comunei nu este publicat, domnul președinte, hotărârea cu o trecere. Vedem. Da, mă rog, nu e nimic. Nu reprezintă absolut nicio problemă din punct de vedere legal. Noi. Dacă sunteți de acord, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, reabilitare, bloc operator aseptic a Spitalului Municipal de Urgență Moinești și pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 26/2020 privind asocierea județului Bacău cu municipiul Moinești și a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, în vederea finanțării și la realizării obiectivului de investiții, reabilitare, bloc, operator aseptic a Spitalului Municipal de Urgență Moinești și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferente. Dacă nu sunt intervenții la acest subiect, la acest proiect de hotărâre, vă rog, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc! Punctul 12 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 111/2705/2022 privind plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Valea Muntelui pentru anul 2022. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Haideți, interveniți, consiliere. Urmează mai multe proiecte cu aceeași subiecte. Noi suntem membri acestor asociații. Nu știm ce se întâmplă acolo. Nu avem un acord de activitate. O informare. Cred că ar trebui pe pagina
de pe site-ul Consiliului Județean să existe o astfel de rubrică pentru asociere. Deci, nu știu, eu l-am căutat, n-am găsit. Da, tot pe site-ul Consiliului Județean să nu pot că sunt asociații care nu țin Consiliul Județean, dar noi suntem doar cei care cotizăm. Să știți că apare pe site-ul Ministerului Agriculturii. Noi de acolo ne luăm și punctajele pe fiecare asociație. Ținând cont că sunt galuri și sunt comune care, în mod evident, au autonomie din punct de vedere decizional. Noi facem parte din asociație, nu suntem conducătorul asociației. Păi de asta nu poate să apară pe site-ul nostru. La membrii asociației putem pune măcar un link, măcar să știe lumea că suntem membrii acestei asociații. Cei care consultă pagina de Consiliul Județean și un raport asupra activității ca membrii trebuie să avem. Și ce ar trebui să... Asta face parte din activitatea și regulamentul de funcționare a asociațiilor respective pe care noi le finanțăm. Noi nu suntem, repet încă o dată, haideți să nu facem confuzie între faptul că suntem membri, nu înseamnă că noi putem putem cere, evident, un raport de activitate, dar se prezintă de fiecare dată când se participă, așa cum participă fiecare comună, participăm și noi la ședințele acestora. Noi putem să solicităm un raport de activitate, de fapt, cred că și avem pe fiecare an un raport de activitate, pe baza raportului de activitate și asigurăm finanțări, să știți. Nu este o finanțare exclusivă din partea Consiliului Județean. Să zicem că noi comandăm ce este acolo. Acolo este asociațiile comune care stabilesc împreună cu noi, ca și membri, ce destine, ce proiecte își duc la îndeplinire sau ce obiective își propun să le îndeplinească. Dar să știți că putem, ca să nu ne cramponăm foarte mult de această solicitare noastră, putem să solicităm un raport de activitate pe un an sau pe cât costă dumneavoastră. Păi spuneți, pe ce perioadă doriți să... Anual. Am înțeles. O să solicităm din partea Consiliului Județean, la solicitarea consilierilor județeni, o să solicităm un raport de activitate pe fiecare asociație în parte. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vreau să îndeam rugămintea specifică asta. Nu aveam așteptat asta, pentru că poate lui fix să se scurgă bani și... Da, am să specific. Vă rog, domnul consilier Județean. Da, mulțumesc, domnul președinte. Dacă domnul Prava solicită ca domnul Teamu să fie cel care solicită asta, să fie trecut, vă rog să mă treceți și pe mine că solicit asta. Aș vrea ca tot cei care ne reprezintă în aceste asocieri să facă un raport anual sau chiar dacă de ședință, ședința când se duc acolo, să fac un raport către Consiliul Județean. Este normal? Este funcțional și pentru noi și pentru ei. Mai ales că participăm cu bani. Nu poți să dai bani nicăieri fără să știi, domnule, ce au făcut cu ei. Este adică feedback-ul este o noțiune care funcționează la absolut toate proiectele, toate finanțările. Da? Și să intrăm în această normalitate. Eu credeam că se și face asta. Dacă m-ați ascultat cu atenție, să știți că sunt rapoarte de activitate, trebuie simplă. Dar nu asta era problema. Noastră sugerați că noi n-am știut ce se întâmplă acolo în calitate de membri, ceea ce nu este în regulă așa cum gândiți. Ceea ce se întâmplă în fiecare asociere se poate vedea, este și public. Să știți și dar fiind o solicitare specială a domnului consilier județean, o să facem la această dată solicitare din partea noastră către, din partea Consiliului Județean, mă refer aparatul de specialitate, o să facem către fiecare asociere, dar în așa fel încât să fiți informați la această dată. Dar să știți că o să vă aduc și rapoartele de activitate, dacă îmi permiteți, care sunt publice, la fiecare asociere în parte. Păi, noi plătim o cotizație, nu finanțăm cum am finanța o activitate exclusivă. Dar n-aș vrea să se creadă că până acum nu se știe nimic ce se întâmplă, dar în schimb
aș putea să ridic, să fac și eu o solicitare și vă rog să mă consemnați, doamna secretar general, am să solicit Asociației Metropolitane să-mi prezinte un raport de activitate complet, corect, cu toate activitățile prestate în ultimii 5 ani. Că, haideți să nu vedem pădurea de copaci. Noi toți suntem în Asociația Metropolitană, ni se solicită bani pentru a participa, ultima solicitare a fost de 1,5 milioane, nu știu ce activitate s-a prestat la Asociația Metropolitană, dar din ce știu eu, avem Asociația Metropolitană care ajunsese pe la izvorul Berheciului, mai aveam ajunsese și pe la Răcăciuni, mai aveau, dacă nu mă înșel, o distanță, nu știu dacă am ajuns destul de departe, dar cred că, nu știu, Plopana, pe undeva pe zona asta. Și așa cum s-o, dacă permite să-mi termin ideea. Poftim? Noi suntem membri, dar am fost dați afară fizic dintr-o ședință de președintele asociației, că nu are nevoie de noi, decât dacă să cotizăm. Noi am spus în Asociația Metropolitană, am subliniat următorul lucru. Atenție că scoatem la licitație traseele pe județ. Și nu au vrut să ne asculte, a zis, doamne, noi nu avem, noi ne facem transportul nostru, nu avem nevoie de dumneavoastră și vă rog, nu știu cine v-a invitat. Dar în schimb am încercat de fiecare dată să ni se prezinte niște rapoarte de activitate concrete. Cum se iau de fapt, cum se votează pe număr de locuitori, e o întreagă nebuloasă acolo. Și cred că ar trebui, uitați, avem și reprezentant în sală, domnul consilier județean Bârzu, cred că lucrați la Asociația Metropolitană, nu? Vă rog să ne prezentați și nou un raport complet pe ultimii 5 ani și să-l citiți în fața consilierilor județeni. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Vă rog să consemnați treaba asta. Dacă îmi permite, domnul președinte, această solicitare din partea națională. Da, nu, da. Dar nici nu mă gândeam. Mulțumesc și eu. Și pentru zona metropolitană, nu Oldeaua? Nu, pentru zona metropolitană e din partea președintelui Consiliului Județean, ca să fim lămuriți. Da. Da, domnul Melinte, dacă îmi permiteți, am spus că toate asociațiile, și dacă am spus că toate asociațiile vor prezenta un raport de activitate la această dată. Dar am subliniat că uităm cu desăvârșire că suntem și într-o altă asociație metropolitană. Și dacă nu ne convine raportul de activitate, să știți că o să cerem să fim excluși din el, oricum nu contăm. Vă mulțumesc. Acum dacă tot am... Eram la punctul 11, da? Sper să nu greșesc. La punctul... Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală a Ulmus Montana pentru anul 2022. Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Nu să întreb dacă noi avem vreun reprezentant în această asociere. Consiliul Județean. Are vreun reprezentant? Bineînțeles. Și cine este ca persoană? Sau Consiliul Județean în... Prin direcția juridică, din persoană de sănătate. Da, mă gândeam, dacă știe ceva cineva, că ați spus că să știe sau să... Dacă știe cineva, ce face această asociere? Nu am. Agriculturii să vedeți ce punctaje au fiecare asociație.
Galu reprezintă un motor de dezvoltare pentru județul Bacău, pentru fiecare, pe diferite comune, așa cum s-au asociat. Dacă sunteți curios, intrați pe site-ul Ministerului Agriculturii și o să vedeți care sunt punctajele date, nu de către Consiliul Județean, nici de către OAT-uri, ci de către Ministerul Agriculturii, pe fiecare asociere în parte. Și ce obiective și-au îndeplinit și ce nu. Da. Eu doar eram curios dacă există un consiliu de țară care știe. Deci am spus, dacă aveți curiozitatea să vă informați, puteți, aveți de unde. Atunci să înțeleg totuși pe nimeni. Deci, auziți, suntem ne-a spus la cale. Știți cum? Sunteți un pic filosofic aici. Județean, pe care eu am desemnat o persoană care să voteze în numele căruia pe fiecare obiectiv în parte și dacă dumneavoastră vreți să vă fac un raport de activitate de ce se întâmplă acolo. Ați spus ce discuția în altă parte. Eu întrebați singur, dacă spre domnule nu știm. Nu știe nimeni. Sau poate și nu vrea să știu. Fie că a fost prin AFIR, fie că au fost prin s-au cumpărat utilaje la comunele din care fac parte sau au mai fost accesate și alte tipuri de finanțare prin aceste asocieri. Reprezintă un motor de dezvoltare. V-am răspuns? Iată, îmi răspundeți în general. Dar pe ce vreți să vă răspund în particular? Vă sun acasă. Asociația, dacă e cineva care știe ce se întâmplă acolo. Simplu. Da, da, știm. Da, domnul consilier județean. Da, da, știm. Mulțumesc? Da, mă bucur. Trecem la punctul 14. Acum haideți la punctul 14 dacă vreți să mai intervenim. Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea... Supun la vot, că ne-ai supus. Mă scuzați. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 14 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 113 pe 2705-2022 privind plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovului pentru anul 2022. Sunt intervenții pe acest punct? Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog, domnul... La fel de vedere, lăsați-mă să spun ce am spus. Am văzut că ați vorbit despre aglomeranță și cred că e prea mare Consiliul Județean. Începând cu dumneavoastră. Cred că trebuie să stai la rând să cer permisiune. Dar nu trebuie și dumneavoastră așteptă. L-am cerut, că tocmai de asta. Hai, spuneți cu mine dumneavoastră ce vreți să spuneți. Același lucru despre asociația de producători. N-am auzit din ea. Nu? Foarte rău. Sunteți o cilie județean și ar fi trebuit să auziți. Și tocmai de asta ar trebui să fie informat să nu fiți și dați bani. Știți că pe tot dacă aveți bani de dați tot fiți. Nu i-ați spus până așa. Dumneavoastră, până aveți o dumneavoastră din voada așa. Aia e greșit. Dacă ar fi banii dumneavoastră, nu i-ați gestionat așa. Și nu v-am deranjat, am întrebat. Vreau să dați un răspuns pe aveți, fără niciun fel de problemă. Este zona dumneavoastră, ar trebui să o cunoașteți, nu? Este important. Reprezentați o zonă. Tocmai că eu cunosc zona și n-am intervenit la ceea ce a spus cu drumul de drag. Dacă eu vreau să, din vreo 2-3 ani de zile, fac bucățele din 500 de metri, din 700 de metri, mi stăcăm mașinile,
Da, dar nu se vrea tot sau lucrul ăsta, persoane. Nu mai, străiam de zile, tocmai de asta m-am obținut, dar ar trebui să știți și dumneavoastră. Da, haideți să vedem. Discutăm pe subiectul drumuri sau vreți să îl ducem la diverse și vă explic fiecare pe axa respectivă, în ce stadiu se află proiectul. Ca să știți de la mine. Să știți că eu nu fug de responsabilitate dumneavoastră dacă nu știți că în ultima perioadă, când n-ați știut de unde să aveți n-ați luat un proiect să-l duceți de la un cap la altul, să vedeți care sunt problemele cu care ne confruntăm. Știți că suntem după o zonă pandemică, știți că suntem după ce au sărit prețurile la bitum de 2-3 ori, știți foarte bine că ne străduim să închidem acest proiect până în 2023, și faptul că acolo unde nu se lucrează bine, să zicem, acolo unde se lucrează pe bucățele, vă răspund de acum la proiect, să știți că nu avem curajul să reziliem contracte acolo unde nu merge. Acolo unde merge, se vor închide două loturi. S-a închis lotul 1, se va închide și lotul 3, mai rămâne lotul 2 în discuție în funcție de cum evoluează lucrările. Știu la ce vă referiți, vă rog să nu luați cuvântul înainte de a termina eu. Haideți să, dacă vorbeați de aroganță, chiar vă rog să vă păstrați dumneavoastră așa cum sunteți ca om. Deci, 1. Problemele întâmpinate sunt pe lotul 2. Problemele întâmpinate pe lotul 2 se va rezolva într-un timp foarte scurt. Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al rezilierii contractului acolo unde nu merge. Și scoatere la licitație a contractului, a lotului respectiv. Nu cred că există altă soluție. Noi încercăm să conservăm lucrările care sunt. S-a declanșat o expertiză pe ceea ce s-a lucrat, ca să nu avem discuție și rest rămas de executat. Știți foarte bine că sunt lucruri, mă refer obiective, care nu se mai încadrează în bani nici pe ordonanța 64. Ca atare, pentru a avea o lucrare de calitate și terminată în termen până în 2023 și, după cum bine știți că e pe POR și e supervizată de ADR Nord-Est. Așa că nu cred că putem să spunem că ne jucăm cu asemenea investiții. Referitor la partea de, văd că fiecare dintre dumneavoastră v-ați luat câte un punct pe o asociație. V-am spus de la început, ca să nu mai pierdem timpul în Consiliul Județean să discutăm redundant pe aceste subiecte, se va prezenta, voi solicita un raport de activitate pe fiecare asociație. În parte o să rămâneți surprins să vedeți că sunt și rezultate bune pe fiecare asocieri. Vă prezint și comunele din care fac parte. O parte s-ar putea să rămâneți surprins să vedeți că mai sunt și dintre colegii noștri. Uitați, solicită cuvântul și domnul consilier județean Vasile Budacă, vă rog. Dacă îmi permite, că vreau să intervin în această discuție. Am uitat chiar pe pagina unei astfel de asociații, cea din zona pe care o reprezint, din Gal Valea Muntelui, și am văzut că astăzi își încheie o linie de finanțare adresată tuturor oatelor. În valoare de aproximativ jumătate de milion de euro. Deci toate oateurile din zona respectivă astăzi au catat limită de depunerea proiectului. Sunt convins că toate oateurile, indiferent de culoare politică, beneficiază de sprijinul acestor gale. Deci au parte în fiecare dintre ele. Cred, cel puțin la valoarea noastrelui, au comentat în timpul ședinței și au văzut că au deschise linii de finanțare atât pentru oateuri, cât și pentru ONG-ul și alte entități. Vă mulțumesc. Deci supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 15 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 114 per 2705-2022 privind plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grupul de Acțiune Locală Cetatea Tamasidava pentru anul 2022. Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 16 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubrizare Bacău.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 17 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adaptatorului familiei adaptatoare în vederea participării la procedură pentru la procedura potrivit practicii cu un copil având domiciliu la alt județ și a modelului DCR conform legii 273/2004 republicată cu modificările și completările ulterioare. Dacă nu sunt intervenții pe acest obiect, vă rog, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului Conferința Regională Investim Acum, Construim pentru Viitor. Dacă sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre, dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Noi, în cadrul acestei conferințe, vreau să subliniez că o să avem doi sau trei reprezentanți a Comisiei Europene invitați, care vor veni la nivelul județului Bacău, vor veni în cadrul județului, vor veni să prezinte anumite oportunități. E o conferință pe două sau trei zile și în care o să avem și oameni de afaceri invitați, cât și primari, mai mult decât atât, și pentru faptul că după cum, nu știu dacă știți sau nu, dar dacă nu o să aflați de la mine în premieră, s-a aprobat de către Comisia Europeană programul operațional regional care va fi gestionat de către ADR Nord-Est. Eu cred că asta este o mare oportunitate și pentru tot ce înseamnă UAT de la nivelul județului, cât și pentru Consiliul Județean. Ținând cont de faptul că s-a descentralizat gestionarea acestui proiect pe ADR Nord-Est, cred că ne va fi mai ușor să accesăm fonduri. Deci supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre pentru solicitarea trecerii bunurilor imobile, terenuri cu numere cadastrale 61232, 73549, 83228 a bunurilor imobile, clădiri cu numere cadastrale 73541C1, 73549C2, 73549C3, 73549C4, 73549C5, 73549C6, precum și a obiectivului de investiții, construire Spitalul Municipal Bacău din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău. Dacă sunt intervenții pe acest obiect, pe acest proiect de hotărâre, vă rog, domnul consilier județean Bocă. Mulțumesc, domnul președinte. Este a doua oară când avem un proiect privind această trecere a imobilului și a clădirilor. De la primul proiect au mai fost negocieri, au mai fost încercări pentru această programare ca să fie profitabilă primul rând pentru cetățenii municipiului Bacău și județul. Dar a mai fost ceva... Da. Da. Da, am să vă spun... am să vă citesc răspunsul de la prima solicitare pe care am făcut-o aici și care s-a votat în cadrul Consiliului Județean. Am primit o adresă de la Primăria Bacău, prin care ni s-a comunicat, am să vă citesc, la adresa dumneavoastră numărul a Consiliului Județean din 1605, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău din 1705 și hotărârea Consiliului Județean din 1605,
privind solicitarea trecerii bunului imobil Spital Municipal Bacău din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău, Direcția Patrimoniu, Serviciul Evidență Patrimoniu, nu poate da curs solicitării motivat de faptul că acest obiectiv de investiții nu a fost introdus în domeniul public al municipiului Bacău. Ca atare, noi, pentru a putea trece de acest obstacol birocratic, am făcut acum o solicitare, atenție, o solicitare către primăria, către Consiliul Local al municipiului Bacău, pentru trecerea obiectivului, atenție, pentru că terenul care a fost dat din Consiliul, s-a dat din domeniul public al județului către domeniul public al municipiului, iar obiectivul a fost dat de către Ministerul Sănătății prin Autoritatea de Sănătate Publică, cum se numea atunci, în 2007, dacă nu mă înșel, da, în 2007, prin Ordonanța 54, a fost trecut ca obiectiv de investiții. Urmând același model, noi solicităm obiectivul de investiții în vederea finalizării. Am urmat de așa natură, deși se putea face recepție parțială, am transmis o adresă bine fundamentată din punct de vedere legal, prin care am arătat cum s-ar putea face ca să poate să treacă în domeniul public. Nu s-a răspuns la acea adresă, ca atare, astăzi, în fața noastră, am venit cu această propunere, prin care să solicităm către Consiliul Local să treacă pe maniera, în maniera în care am făcut noi această hotărâre. Este obiectivul de investiții. Vă rog, domnul consilier județean, vreme. Toată negocierea. Nu, toată negocierea, vreau să vă spun, dacă vreți să vă spun de ce luni de zile, tot negociem și cu domnul primar și cu o parte dintre reprezentanții Partidului Liberal, așa, prin care să găsim o soluție de a finaliza. Nu am primit până în acest moment nici un răspuns de favorabil. Tocmai de asta am primit un răspuns prin care ni se spune că nu poate. Acum arătăm cum se poate. Arătăm cum se poate. Dom'le, asta este baza legală prin care poate să treacă acest obiectiv în administrarea și în administrarea Consiliului Județean. Vreau să vă specific un lucru. Să știți că noi suntem pe ultima sută de metri. Ceasul al 12-lea, dacă e să spunem așa. Știți că odată cu venirea Ministrului Sănătății, am avut discuția referitoare la acest obiectiv de investiții. Singura variantă prin care se mai poate face ceva este de a trece în administrarea Spitalului Județean după ce trece în domeniul public al județului Bacău și, bineînțeles, mă refer ca teren și ulterior ca obiectiv de investiții. Și atunci avem un orizont de a rezolva acest obiectiv, de a-l închide, să nu mai îl avem pe ordinea de zi. Acum depinde de dumneavoastră ce doriți sau ce vă doriți din acest obiectiv, dacă să intre odată în circuitul medical sau să îl folosim ca un mijloc politic de șicanare dintr-o parte în alta. Eu am propus o variantă administrativă corectă, legală. Se putea face și în prima variantă, nu e nicio problemă. Ne-am repliat, am făcut altfel. Cred că aici nu are nimeni ce să zică, ținând cont de faptul că Ordonanța 54 din 2007 a avut același model de lucru. Păi negocierile trebuie să continue. Noi ce să facem, domnul consilier județean? Ce putem să mai facem dacă tot ne împiedicăm de anumite nuanțe birocratice? Îl transmitem în forma asta, se va vedea ce se va întâmpla în Consiliul Local, pentru că aici negocierile nu trebuie să le duc cu o persoană, trebuie să fie cu Consiliul Local. Consiliul Local își dorește ca acest obiectiv să se finalizeze sau nu. Asta e toată
povestea. Eu am fost și poftim? Am avut și discuții cu primarul de nenumărate ori ca să pună pe ordinea de zi. Ni s-a răspuns printr-o adresă scrisă la care noi răspundem printr-o hotărâre a consilierilor județeni de la nivelul județului Bacău. E simplu, chiar e simplu. E o problemă simplă, dar care poate deveni foarte complicată, pentru că la un moment dat, dacă dumneavoastră știți foarte bine, de 2 ani de zile, cred că se împlinesc 2 ani de zile, din octombrie 2020, tot am solicitat și în calitate de președinte și în calitate de vicepreședinte a Comitetului Județean de Situații de Urgență, am solicitat acest imobil să punem mână de la mână să-l finalizăm. Consiliul Județean a investit 25 de milioane în acest obiectiv care nu-i aparține. Dar a investit de, cu bună credință. Și Consiliul Local a investit bani pe de-o parte, dar gândiți-vă, am spus-o și, să știți, nu știu dacă am spus-o în conferința de presă, pentru că n-am vrut să se transforme într-un rechizitoriu. Dar am spus-o și de față cu ministrul. Să știți că un obiectiv care tu nu-l întreții de 14 ani, indiferent câți bani, banii pe care i-ai băgat, sunt inutili. Trebuie să o iei de la capăt. Ceea ce s-a făcut la parterul spitalului, fostului spital municipal. Să știți că a trebuit să scoatem și ceea ce s-a pus tot cu banii Băcăuanului. Și ceea ce s-a pus acum 12 ani. A trebuit scos, refăcut și venit cu material nou. Mă refer la vată minerală, mă refer la placaje, la tot ceea ce am avut acolo. Mai mult decât atât, în expertiză mi-au reieșit și anumite situații în care era doar masca tubulatorii, mai puțin tubulatora. Da, mă rog. Deci, până la urmă, este discuție și pe bani. Bineînțeles că este o discuție, în primul rând este o discuție de voință, de a finaliza și evident de bani. Există o posibilitate pe care ar fi păcat să o ratăm, depinde dumneavoastră dacă doriți sau nu doriți să facem acest lucru. Domnul consilier județean, vreme, dacă... Dacă am întrebat în alții, vă rog. Da, mă ofer, domnule președinte, m-ați salvat acum câteva minute, că nu mi-aducea bine aminte data de când a apărut această problematică și a spus octombrie 2020. Cât suntem în octombrie 2022, 2 ani de zi. Eu cred că dacă o mai ducem așa mult și pasăm de la Consiliul Local, de la primarul Bacăului, de la președintele Consiliului Local. O ședință, consilierii județeni, să ne asumăm cu toții. Să ne asumăm și să avem responsabilități în votarea respectivului proiect și să o închidem. Uitați-vă că au trecut 2 ani, iar așa cum, eu știu, oamenii politici din acest județ se manifestă, de fapt nu fac altceva decât să aibă un subiect în fața electoratului. Și eu vă spun ca nu sunt locuitori al municipiului Bacău. Sunt băcăoani. Văd lucrurile din exterior. Deci nu ați procedat bine. Și în continuare văd că tot așa. Vom vota ceva azi și așteptăm votul celor de la Consiliul Local și dacă nu o fi votul bun, o să mai chemăm presa și o să mai facem conferințe de presă și chipurile o să câștigăm votul. Nu-i corect cum procedăm. Și în continuare mențin poziția de a face o ședință împreună cu Consiliul Local. Vreți să retragă pe ordinea de zi? N-am înțeles ce a spus. Nu, dați-mi în vedere. Păi, haideți să facem la final. Deci să facem o ședință împreună cu Consiliul Local, să-l ascult și eu pe primarul municipiului Bacău, care este motivația și pe dumneavoastră și pe consilierii județeni și să o terminăm o dată. Și vă spun încă o dată, cum ați spus dumneavoastră, banii, sau să cam termină.
Suntem pe ultima sută de metri sau există o singură variantă de a mai accesa bani din PNRR. Dacă nu, așteptăm alți bani. Da, mulțumesc. Domnul consilier județean, și o să-mi rezerv și eu dreptul să vă răspund punctual pe ceea ce a spus, că totuși, vă rog, domnul consilier județean, domnul Prabăță. Domnul consilier Vremi, nu știu dacă erați în ședință sau ați plecat, dar domnul primar ne-a comunicat de aici, de sus, că el vrea să facă cu banii băcoanilor. Diferența între noi și el e că domnul președinte Imacea și Consiliul Județean vrea să facă din fonduri europene. Nu din buzunarul românului. Asta e diferența. Pentru că noi, numai noi, din Spitalul Județean de Urgență, suntem eligibili ca să accesăm banii din PNRR. Asta e. Pentru asta s-a rupt domnul Viziteu. Domnul Viziteu vrea să facă din banii ăsta. Atunci, domnul consilier Județean Vremi, vă rog frumos, dumneavoastră. Eu aș vrea să vă spun, domnul președinte, a spus că a făcut solicitare în 2020, în octombrie. Și l-ați făcut în 2019, când aveați președintele Consiliului Județean, aveați primarul municipiului Bacău, aveați directorul spitalului. Asta este una. Doi, sunteți într-o coaliție la putere, PSD, PNL, UDR. Aveți majoritatea. Ce vă puneți de acord dumneavoastră ca să rezolvați această problemă? Oricum, pentru, având în vedere că sunteți într-o coaliție și vă certați și pasați exact cum spunea domnul Vreme, până înainte de la unul la altul, noi să ne abținem de la vot de astăzi. Extra, mulțumesc! Felicitări! Ați rezolvat problema spitalului prin abținere. Nu știați cum să vă motivați abținerea. Extraordinar! Bravo. Extraordinar! Bravo! Deci orice abținere, dumneavoastră, de fapt, v-ați motivat un vot, dar nu ne deranjează. Uitați-vă, domnul președinte PMP, nu mă deranjează că dumneavoastră vă abțineți. Dumneavoastră, de fapt, arătați adevărat, vă rog, nu mă întrerupeți, domnul consilier județean Vremi, vorbesc cu domnul președintele partid PMP, care este într-o coaliție cu USR. Deci, nu vă faceți griji, că știți cum... Ca să nu zic, să nu vă faceți griji. Domnul consilier județean, domnul consilier județean Vremi, domnul Silviu, domnul Prabăț. Deci, haideți să vă răspund așa, mai este o luare de cuvânt de la domnul consilier județean. Deci, în anul 2017-2018 a avut loc acea ședință comună în care cele două entități administrative, nu contează ce odivoși conduceau la momentul respectiv, da? Dar două unități administrative teritoriale de comun acord au convins oamenii și au decis că acest obiectiv investițional va fi într-o utilizare comună în subordinea Consiliului Județean, respectiv a Spitalului Județean Bacău, da? Și având un ordonator principal de credite, Consiliul Județean. Municipiul Bacău nu poate să ducă un spital de genul ăsta, nu are nici personal, nu are nici fonduri, nu are nici know-how. Da? Asta este realitatea. S-a trecut la elaborarea unui plan făcut de Școala Națională de Studii
de sănătate publice, în care s-a specificat cum se face acest spital. S-a trecut la treabă, s-a trecut la elaborare, a venit pandemia, s-a modificat proiectul pentru că a trebuit să amenajăm împreună, de comun acord, acel spital pentru utilizare COVID. S-a încheiat acea etapă, noi am votat ca dumneavoastră și noi, Consiliul Județean, prin intermediul dumneavoastră, să faceți parterul pentru a pregăti lucrul. Îl finalizați în momentul de față, dar esența subiectului spitalului sau fostul spital municipal actualmente cu Sfânta Maria, sau dacă nu ne place Sfânta Maria, pavilion administrativ municipal, trebuie să treacă în subordinea și în integralitatea sa în cadrul Spitalului Județean Bacău. Altfel nu va putea să fie utilizat. Dacă cineva de la municipiul Bacău joacă ping-pong cu noi, găsim tot felul de tertipuri pseudo-juridice, că nu putem să-l luăm, că trebuie să-l luăm pe stânga, trebuie să-l luăm pe dreapta, astea sunt niște porcării. El poate fi preluat oricând, finanțarea poate fi asigurată și de către municipiul Bacău și de către Consiliul Județean, dar slavă Domnului că încă mai există fonduri europene. Iar ceea ce facem noi aici e un gest de normalitate care urmează, de fapt, toate asumările acestor două unități administrative teritoriale luate de 4-5 ani până în prezent. Și toată lumea, când mă refer la momentul respectiv, două unități administrative teritoriale girate la momentul respectiv, și vreau să vă aduceți aminte, de alte două autorități ale administrației publice de către prefecții în funcție. Pe de o parte, doamna Maricica Coșa, pe de altă parte, prefectul Valentin Ivancea. Deci știm foarte clar povestea acestui subiect. Dacă cineva la municipiul Bacău sau în Consiliul Local al municipiului Bacău nu e de acord cu realizarea acestui obiectiv în comun, pentru că asta e discuția, nu vreți să-l dați în subordinea Spitalului Județean și Patrimoniul Consiliului Județean, înseamnă că nu vreți să-l faceți. Punct. Asta e realitatea. Iar dacă noi stăm și suntem plimbați, mai dăm o hotărâre, mai dăm o hotărâre, nu-i vina nimănui de aici, din sala asta, și mă puteți înțelege că nu sunt partinii, nu-i vina nimănui niciunea dintre dumneavoastră de aici, din această sală, că de la municipiul Bacău nu se înțelege faptul că trebuie să ne suim în ultimul tren pe care îl avem ca să completăm acest completăm construcția și utilizarea acestui spital. Pentru că banii acestor două parteuri nu ajung. Estimările, valorile pe care le avem în momentul de față și pe care au rămas în primărie sunt undeva la peste 20 de milioane de euro. Nu ajung bugete. Peste 20. Cer scuze. Așa era. Așa era. Poate-ți mai mult, poate-ți mai puțin. Dar nu cred că a bloca niște sume în momentul de față când avem posibilitatea să accesăm fonduri europene, să ne plimbăm de, din ce motiv? Din cauza unei mândrii inutile? A cui aparține clădirea? Repet ceea ce am spus-o și înainte de 2016 și totul se înțelegea, erau iarăși o culoare politică interesantă care acum se reactivează. Oameni buni, să știți că oamenii când se duc la spitalul municipal sau județean sau cum îi cheamă, nu prezintă buletinul de Onești sau de Bacău sau de Valea Seacă sau Podul Turcului. Că-s locuitorii județului Bacău, că-s municipiu, că-s oriunde. Vrem să facem pentru locuitorii acestui județ, ne-am asumat și ăsta e al doilea moment în care ne asumăm. Vrea municipiul Bacău să-și trateze pacienții din orașul acesta în spital? Să voteze odată. Dacă nu, îi bătaie de joc. Și o politică inutilă. Mulțumesc. Mulțumesc frumos, văd că nu mai pridez mâinile pe sus, pe aici, prin partea dreaptă, dar știți, nu știu cum să fac, să răspund eu, să-i răspund domnului consilier județean Vreme și domnului consilier județean Melinte, pentru că tot a ridicat, problema. Totuși, am să fac, înainte de a vă da cuvântul, trebuie să fac o precizare. Și știți, la un moment dat în discurs n-am zis doar de aroganță, am zis și de ipocrizie. Haideți în Consiliul Județean să dăm ipocrizia jos. Haideți să fim corecți cu noi înșine și să ne uităm un pic în oglindă și să nu ne mai folosim de subterfugii populiste, așa cum s-au manifestat în ultimul timp, și să vedem exact pădurea cu copaci cu tot, nu fără copaci. Unu, să ne înțelegem,
Noi am răspunde prin această hotărâre adresei primăriei municipiului Bacău. Noi nu pasăm această problemă. Această problemă nu ne aparține. Acel fost spital, acea fostă clădire, este proprietatea Consiliului Local Bacău. Noi venim cu o mână întinsă, insistăm de 2 ani și mai pregnant de 6 luni de zile și pe negocieri și pe adrese și pe legalitate și pe toate variantele posibile, să nu să-l luăm, că nu-l luăm acasă. Să încercăm să finalizăm acest proiect. Acest proiect început de primăria Bacău când a fost. În 2017, 2018, 2019 s-a încercat o dezlegare pe cale legală a acestui subiect. Și care, dacă îmi permiteți să vorbesc, să nu... în acest moment nu suntem în impas. Avem o soluție de finanțare probabilă prin PNRR. Asta este al 12-lea ceas. Să știți, am fost de acord cu tot ce a spus dumneavoastră, domnul consilier, mai puțin cu suma. Deci minim 25 de milioane pentru cele 3 etaje de făcut, dar mai trebuie și partea de recuperare energetică, care mai costă încă 20 ceva de milioane de euro. Vă întreb, cine pasează problema? Domnul consilier județean Vreme, dumneavoastră spuneți că ne jucăm ca un vehicul politic sau ne urcăm pe acest subiect. Vă rog să nu mă întrerupeți. Vă rog să nu mă întrerupeți. Cine pasează această problemă? Consiliul județean sau administrația municipiului? Noi vrem să punem pe ordinea de zi. Noi nu vrem să participăm la o ședință comună? Da, venim cu toții, cu cel mai mare drag, ca să zic așa. Dar vă spun un lucru. Noi întâi facem solicitare, eu vă cer acceptul prin această hotărâre. Este o solicitare. Pentru că așa se procedează legal. Și dacă se va hotărâ în Consiliul Local că se dă către noi, facem ședință comună, în care dânsii la solicitarea noastră răspuns pozitiv, noi îl preluăm printr-o altă hotărâre dată la aceeași ședință. Nu există absolut nicio problemă. Nu vă înțeleg abținerea, dar să știți că asta arată o anumită zonă care am spus-o mai devreme. Vă rog, domnul, îmi cer scuze, dar domnul consilier județean Vreme. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule. A spus foarte bine. Să încercăm să finalizăm. Eu ar vrea să vă aduc aminte și consilierii toți sunt de față. Am fost cel care prima dată când s-a pus această problemă, chiar am solicitat această formulă. Consiliul județean să se ocupe de acea entitate care află că nici nu mai este spitală. Da? Domnule Jude, nu mă întrebuiesc, rog frumos. Nu v-am completat, vă rog. Nu, nu, nu. Am început, dar vreau să fie o practică asta. Nu, dar să interpretați în orice lucru. Domnul Vice, eu zic, dar cum am ținut la ce mai grau? Acum vorbesc. Deci este, asta era soluția, așa am spus-o din 2020, da? Sau din 2021, la început, când am venit cu această problemă. Aflu acum de la domnul primar că e o chestie de normalitate. Să începe o problemă în 2017 și acum în 2022 și aflu că avea să spunem despre asta, să încercăm să finalizăm. Noi dăm azi o hotărâre și nu știm dacă se va realiza ceea ce cere. Sunt prea mult. Haideți, vă rog frumos. Haideți să respectăm treaba asta. Vă abțineți, cereți cuvântul, nicio problemă, nu să-ți obrăni. Deci, din punctul ăsta de vedere, vreau să fie foarte clară poziția noastră. Chiar vrem să facă, vreau să facă repede. De asta a fost ales. Dar, chiar dacă noi avem doar rolul de a vota, dumneavoastră sunteți executiv. Iar dacă caut o vină, să știți că eu, ca cetățean, mă uit și la primarul municipiului Bacău,
și la președinte Consiliul Județean ați avut în ăștia 5 ani, iată, în mandat 2 ani, toate mecanismele de a bugeta și nu în ultimul rând, pierzători, că cineva spunea de pierzători, să zic că nu suntem noi. Sunt cetățenii pierzători de această întârziere. Domnul, v-am spus, haideți să respectăm asta. Deci în privința asta vrea să fie foarte clar. Și iau propunerea și o mai spun o dată. O ședință comună, pentru că eu vreau, eu cred că și dumneavoastră trebuie să vreți asta. Să vedem motivele pentru care primarul municipiul Bacău, pentru care unii spun că a tergiversat acest proces, care sunt motivele lui și care e motivația, și respectiv motivația președintelui Consiliului Județean. Și eu vă spun, eu voi fi avocat Consiliului Județean în această dezbatere. Mulțumesc! Deci am să dau cuvântul doamnei consilier Județean Mărici Cacoșa și după care domnului, ca să epuizăm, domnului consilier Județean Boca și ulterior domnului Preșca, domnului consilier Județean Preșca. Vă rog. Inițial am zis că mă abțin, că dau votul, mă abțin de la comentarii. Dar văzând că s-au ridicat aici nenumărate probleme, într-adevăr, județean este un subiect de interes. Știm cu toții că atunci când ai o problemă, te duci la spital și nu neapărat cetățenii din întregul județul Bacău, ci și cei care tranzitează județul. Eu personal știu foarte multe cazuri. Așa cum a zis și domnul Cosmin Necula, dar am participat la acea întâlnire, într-adevăr a fost un vot comun, un vot foarte frumos la acea întâlnire, președinte. Eu vreau să întreb astăzi aici. Dacă în anul 2017 s-a dat acea hotărâre, de ce astăzi nu o putem folosi și nu merge pe ea? Nu putem continua investiția la Spitalul Județean și al prelua dacă a fost dată hotărâre de Consiliul Local, atenție, domnul Necula, dacă mi-amintesc bine, a susținut și atunci că Spitalul Municipal nu poate susține financiar nici construcția, nici renovarea Spitalului Județean. De asemenea, domnule președinte, noi am discutat acest lucru și în Comitetul Județean pentru situații de urgență de atunci, dacă ne amintim cu toții, da. Și opinia a fost la unison că pentru reabilitarea, pentru deschiderea, în 2017 niciun era deschis, era pur și simplu ca un magazin, dacă ne amintim cu toții, avea loc acel proces de degradare despre care ați amintit mai devreme. De ce nu putem rămâne pe acea hotărâre și unde a fost un scurt circuit înainte, ținând cont de tot ce s-a construit în pandemie, de către Consiliul Local, de către Consiliul Județean, au fost trecute prin comitetele județene de situații de urgență. De ce ne mai împiedicăm astăzi și tot trebuie să trimitem adrese cu rugăminți la Primăria Municipiului Bacău? Și aici o spun foarte clar, fără nicio culoare politică, fără niciun partid nimeni, că ar trebui să pur și simplu să ne apucăm de treabă, adică tot stăm și ne rugăm pentru sănătatea cetățenilor județului Bacău și a municipiului, exact cum zicea și domnul Vreme. Asta este întrebarea mea. A fost un vot atunci, a fost un vot legitim. Au participat atâtea autorități, inclusiv Ministrul Sănătății a fost prezent de la acea vreme. Eu sunt convins că atât dumneavoastră, cât și predecesorul dumneavoastră, președintele Consiliului Județean, toți miniștrii sănătății au știut că această problemă de la Spitalul Județean Bacău. Eu sunt convinsă că odată și odată se pot rezolva lucrurile. Da, pentru că mi-ați adresat o întrebare directă, am să vă răspund. De ce nu se poate merge pe Consiliul Județean și Consiliul Local de atunci, pentru simplu fapt că atunci cele patru hotărâri care s-au dat, că au fost patru hotărâri date, au avut în spate o strategie și un plan, unui plan de management, un plan de reorganizare a Spitalului Județean, prin școala, elaborat de școala de management sanitar de la nivel central, mă refer, care undeva e pe lângă Ministerul Sănătății. Și ce s-a întâmplat? Ne-am ciocnit într-o chestiune juridică prin care nu s-a putut merge mai departe. Răspunsul a fost a ministrului de atunci,
că nu se putea proceda așa, trebuia desființat ca și entitate și ulterior să revină exact ce facem noi acum. Tocmai de asta hotărârile trebuie modificate în sensul celor de atunci, pentru că trebuia desființare și înființare de spitalul județean și aici domnul consilier județean, Cosmin Necula știe foarte bine subiectul, pentru că a fost într-adevăr un an în care tot ne-am străduit, adică nu eram eu atunci, eram doar ca prefect și știți că am semnat împreună hotărârea prin care să treacă, hotărârea de guvern. Dacă știți, țineți minte, când era dumneavoastră prefect, eu subprefect, pe acest subiect, pe promovarea unei hotărâri de guvern. Iar viza de legalitate nu a putut să o dea din cauza faptului că ar fi trebuit desființată o entitate și înființată o altă entitate cu alt nume. Dar cele două entități erau un spital județean. Noi, în extremis, acum, în extremis, varianta simplă, la obiect, fără nicio altă, fără niciun alt subterfugiu birocratic, este simplu. Și la îndemână voinței politice de la nivelul celor două consilii locale și județene. 1. Noi solicităm următorul pas în ședința în care dânsii și pun pe ordinea de zi trecerea către domeniul public al județului Bacău și trecerea obiectivului de investiții ca obiectiv de investiție a județului Bacău, se poate face ședință comună în care și noi să ne dăm acea hotărâre în care îl preluăm. Noi acum, așa cum spuneați dumneavoastră, domnul consilier județean, vreme, nu putem să facem ședință comună că solicităm. Noi o să facem ședință comună în momentul când dânsii sunt de acord și, într-adevăr, pun pe ordinea de zi și putem să facem o ședință comună așa cum a fost făcută în 2018. Din păcate, nu pot să vă dau peste rând, trebuie să-i dau domnului consilier Boca cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Rezolvarea cea mai legală și mai simplă și conform Școlii Naționale de Management Sanitar ar fi fost un management comun. Deci desfințarea s-a făcut atunci, conform deciziei și înțelegerii, urmând ca un primar să înființeze un management comun asupra spitalului și deția spitalului municipal. Deci asta ar fi fost soluția pe care eu o consider cea mai bună și potrivită pentru care s-au înțeles în momentul ăla. Deci, dacă managementul ar fi făcut parte de lucrurile astea... Ne întoarcem de la plecare. Mulțumesc. Asta e părerea. Da. Am înțeles ideea, vreau să dau cuvântul deci am să fiu foarte scurt. Aduceți-vă aminte, dacă este domnul președinte, stimați colegi, aceeași problemă, pentru că mi-a dat seama că, de fapt, la municipiul Bacău e și această frământare, că noi avem sau nu avem locuri. Dar aduceți aminte. Și atunci am propus-o public, domnule președinte. Dați-i, domnule, un loc în Consiliul de Administrație, că domnul președinte a zis fără niciun fel de problemă. Dar nu e deci, managementul trebuie să fie asigurat în Spitalul Județean. La Consiliul de Administrație vor fi locuri, două la prefectură, două la bunica, două la tata, știți? Da, asta e problema. Iar managementul trebuie să fie asigurat de către un spital, nu cine în Consiliul de Administrație. Ce să vă spun? Că nu asta e, de fapt, nu asta e problema. Problema există și haideți să o tranșăm corect. Eu cred că administrația de la municipiu, ca să nu mai e teamă, că dacă vine la Consiliul Județean, s-ar putea să rezolve problema fostului spital municipal și s-a cam terminat treaba. E, uite, asta cred eu. Domnul Pleșca, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, vorbim de pregoană în urmă de implementarea acestui proiect. De când a venit domnul primar în cadrul Consiliului Județean, au mai trecut 5 luni de când și-a expus motivele. Tot pierde timp. Eu cred că cetățenii județului mi-au trebuit să fie responsabili și
Cred că cu toții trebuie să avem, simțim presiunea responsabilității când vine vorba de sănătate pe comandă. Așa că, dacă tot am dat un aviz de principiu, în urmă să se face ființe pentru preluarea Spitalului Municipal, de ce acum vrem să ne abținem? Nu mă înțeleg. De... Doamna, doamna, am văzut să... Să știți că nu mă... Nu e nicio problemă. De când s-a făcut protocol de colaborare dintre municipiul Bacău și Consiliul Județean, de 3 ani de zile, s-au terminat 2 etaje din clădirea respectivă, plus parterul spitalului. Să nu uităm că clădirea stă de 14 ani nefolosită. 14 ani nefolosită. Nu s-a făcut niciun fel de investiție. Nu sunt 3 ani de când am intrat în parteneriat cu poate municipiul Bacău și pare că se văd rezultate. Eu cred că noi avem ce demonstra și putem să arătăm. Am arătat că se poate face ceva cu acel obiectiv de investiții. Cred că merităm și putem să ducem la bun sfârșit și, prin urmare, dragi colegi, eu fac apel la responsabilitatea fiecăruia dintre voi, pentru că cetățenii județului v-au trimis aici, nu alți cetățeni și nu putem negocia sănătatea oamenilor din județul Bacău. Vă mulțumesc. Da, domnul consilier județean, mai trebuie să-i dau cuvântul domnul consilier județean vreme. Vă rog. Și domnului... Da, mulțumesc. Și domnule, da, am să regrese ce se face, o să încerc scuze de față de domnul Scripăț, domnul vicepreședinte, dar vă dau cuvântul dumneavoastră că tot văd că ar fi recercat de la ședința comună. Vă rog, da. De parte. Vă rog. Da, referitor la ce a spus domnul Cleșa, sunt că suntem cam pe aceeași lungime de undă, dar de exprimați cu alte cuvinte. Deci și dumneavoastră sunteți supărat că există și simțiți această tergiversare a acestei probleme. Dar vreau să eu sunt supărat, dar nu ține, nu sunt doar că se părere, așa am hotărât, părere, mă. Dar doi, mă vreau să sunteți la rând. Da, doi. Domnule Cleșa, să știți că în democrație nu tot timpul este o unanimitate. Păcat că dumneavoastră vreți unanimitate și sunteți tânăr. După cereți cuvântul și de ce în privința votului, nu dumneavoastră trebuie să le interpretați, ci electoratul trebuie să interpreteze votul. Iar, referitor la votul nostru, eu am spus-o foarte clar. Soluția care ne-o propuneți de a da azi, de a vota azi această hotărâre, această solicitare, eu o transpun în a solicita să, chiar să solicitați un vot în Consiliul Județean pentru o ședință comună specială doar pe această problemă, care este foarte arzătoare, care să fie mâine. Cât de repede să fie, ca să terminăm odată, ca altfel, vă spun eu. Și discutăm ședința următoare. Noi votăm ceva, ei vor vota altceva, o să vină iarăși la noi, iarăși o să mai tergiversăm și într-o zi și noi spunem, s-au terminat bani. Și cel care este pierdut este cetățean. Deci asta este motivația votului nostru. Adică? Să luăm taurul de parte, dumneavoastră să solicitați Consiliului Județean un vot pentru a face ședință comună cât de urgent cu Consiliul Local pe această problemă. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul consilier județean, vreme să știți că am ajuns la un consens. Deci, am discutat jumătate de oră, cel puțin, sau 40 de minute, în care spuneți ceea ce am făcut de la început. Eu vă solicit un vot în sensul în care să solicităm către Consiliul Local această trecere. Dar nu vă rog tare mult, dacă ridicați mâna de fiecare dată când vorbesc, eu n-am făcut treaba asta. Politicul ar să vedeți că solicit cuvântul, dar da, păi solicitați cuvântul numai de azi. Vreți să mă întrerupeți sau... Nu, nu, nu.
Nu. Deci, repet încă o dată. Noi, dacă citiți cu atenție această hotărâre, e vorba de o solicitare. Nu e vorba de trecere în patrimoniu, pentru că nu putem să o facem dacă nu ne dă nimeni nimic. Ați înțeles? Noi, eu vă solicit un acord și ulterior ședința către a Consiliului Local poate să se desfășoare într-un mod comun, dar trebuie să mai vrea și Consiliul Local. Dumneavoastră spuneți că ca și cum acest obiectiv este la noi și noi tergiversăm. Dar chiar nu putem să vedem că ne străduim de 2 ani de zile și de 6 luni de zile într-un mod pregnant cu Ministerul Sănătății, cu o adresă de la Ministerul Sănătății, cu metodologie transmisă, ce trebuie să facem. Și chiar acum îmi spuneți dumneavoastră mie că noi tergiversăm, este și o jignire la adresa consilierilor județeni. Eu v-am pus pe masă o hotărâre, acea hotărâre va fi înaintată în regim de urgență către Consiliul Local, dacă vor să întrunească din nou astăzi, noi suntem prezenți, cu acel punct prin care solicităm o ședință comună și punerea pe ordinea de zi, nu există absolut nicio problemă. Eu îmi doresc să se rezolve în seara asta, în noaptea asta și dacă țineți minte, am făcut hotărâre de Comitet Județean de Situație de Urgență prin care am negociat cu administrația Vizitiu, ca să nu mai pomenesc, nu vreau să politizez acest subiect, și am stat până la 11-12 noaptea să putem să facem acest spital. Să putem, ceea ce este ce s-a întâmplat acum, mă refer la partea de parter, 3400 de metri pătrați amenajați. Și atunci, în discuția aia, sunt înregistrări, pentru că am înregistrat minuta, ni s-a opus vehement să luăm și 1, 2 și 3 să-l finalizăm tot pe situații de urgență. Despre ce vorbim aici? Dom'le, pe mine nu mă surprinde că vă abțineți. Să știți că asta arată adevărata față. Foarte bine. Nici nu mă deranjează. Chiar nu ne deranjează. Se vede cine vrea și cine nu vrea. A, că ne folosim de cuvinte ca să ne ascundem adevăratele intenții, asta e cu totul altceva. Dar chiar nu ne jigniți inteligența să-mi spuneți mie că dumneavoastră împingeți frontul. Sunteți extraordinar de foarte bine structurat din punct de vedere metodologic, dar nu vedeți că noi de fapt trebuie să cerem să avem o solicitare care ulterior să avem o ședință comună prin care acest obiectiv să treacă în domeniul public al județului, nu a Consiliului Județean. În domeniul public al județului și în să poată să treacă în obiectiv de finanțare în Consiliul Județean și ulterior să treacă în administrare ca acea cerere să poată fi depusă pe PNRR. Restul sunt vorbe, doar să ne auzim la microfon, că ne place treaba asta, să ne auzim la telefon, la microfon, mă scuzați, și să prezentăm situația, domnule, știți, de ce ați făcut până acum. Păi de 2 ani de zile ne tot chinuim, domnule, să facem ceva. Și dacă s-a realizat ceva, știți că s-a realizat datorită nouă, datorită Consiliului Județean. Nu datorită, și când spun Consiliului Județean, mă refer la toți consilierii județeni. Acum, dumneavoastră nu anunțați subiectul. Nu ne deranjează. Faceți exact ce vă dictează conștiința și faptul că ați pomenit că eu sunt executiv și dumneavoastră sunteți ales, să știți că și eu sunt ales, 96.000 de voturi. Ne-am înțeles, da? Vă rog, domnul consilier județean. Da, vă rog să-l permiteți. Vă rog să-l permiteți și lui domnul Vreme. Sunteți persoana care vă place să vă auziți, dar regret că pe timpul nostru. Ați intervenit 6 sau 7 ori. Dar știți realitatea. La ora actuală, jubilii, ceea ce se punea să fie spitalul principal este doar o clădire. Noi am făcut un protocol și am participat la sute de discuții din 2005 până astăzi. Dar nimeni n-a vrut să înțeleagă un lucru. Noi am făcut protocol. Nu era suficient. Acreditarea unui spital, fie regional, județean, municipal, orășenesc, nu o face decât Ministerul Sănătății. Astăzi, ceea ce s-a dorit de un primar de 3 mandate să fie spitalul municipal, este doar o clădire. De ce? Ministerul Sănătății nu a acreditat, n-a îndeplinit condiții de acreditare, care înseamnă, pe lângă acea clădire dotată cu secții, să aibă un loc alimentat, să aibă o morgă, să aibă o stație de salvare, să aibă o rezervă de apă. Deci nu s-au îndeplinit condițiile.
Asta când discutăm, singura soluție, cea propusă de domnul președinte și de consilierii care vor să gândească și vor să finalizăm acest obiectiv dorit și necesar pentru Băcăvari, mai ales că avem șansa să folosim și fonduri europene. Atât am avut și sper să nu mai nu vreau să-i propunem. Că văd cu cine va avea pace. Mulțumesc. Da, de-ți-am vreme, văd că eu aș propune să treceți la pupitru în locul meu și să conduceți dumneavoastră ședință. Poate la timpul vorba. Să supuneți la vot o ședință comună. Eu cred că nu trebuie să discutăm prea mult. Vedem asta. Puneți la vot, poate toți vor să fie în continuare de diversare. Le dăm vot ca la ping-pong. E de nou. Ce vrei de dacă a plecat acum? Uite, mă, dacă nu hai să votăm în toți care. El știe multe lucruri de dedesubt de la spate. Hai, domnule, că începem să furăm și curent de acum, domnule. Hai, serios, ce faceți aici? Începem să vorbim, ca să ne auzim, vorbim, domnule. Remarcă, dar, mulțumesc. Domnul ministru, vorbim să ne auzim, vorbim, domnule. Chiar asta e culmea. Acum stăm în loc să votăm totuși pentru spitalul ăsta. Da? Nu, dar nu i-am luat să vă spun dumneavoastră că să vă spun un lucru. Chiar mi se pare că că uitați că, referitor la ce spune domnul primar, să știți că noi, ca după consilieri de județeni, poate chiar ar trebui să aflăm adevărul despre ce s-a întâmplat în 2005. Domnul vicepreședinte, deși clădirea. Eu chiar aș fi curioasă. Și Băcăvarea ar fi curios să vadă ce s-a întâmplat acolo. Dar asta așa, ca o întrebare. Lipsa domnului președinte pentru un minut ca să transformăm într-un cerc politic. Cred că s-au argumentat destul de. Cred că am înțeles poziția Partidului Mișcarea Populară. Deși argumentația, dacă îmi permiteți, mi se pare lamentabilă, cel puțin argumentația domnului Merenicu, că înțeleg că dumneavoastră a argumentat. De ce anume Partidul Mișcarea Populară se va abține și nu va vota? Dar să știți că da, rău, mai bine zis, n-ar primești așa. Și nu e nicio problemă, fiecare votează cum îi dictează conștiința, așa cum a zis domnul președinte. Aștept să trec domnul președinte, o să supunem la vot și o să vedem cine este interesat de sănătatea poporului și cine nu. Cu rugămintea să nu intrăm în polemic unde nu. Domnul Boga, un pic am văzut că v-ați încălzit un pic chiar și-am vrut să mai zic. Ce să facem? Să ne rugăm? Să nu știu că nu așa să facem. Să facem o bandă. Să duc săptămâni, că suntem la
dacă vreți să mai aveți alte intervenții, intervenții doar pe obiectiv. S-a votat? S-a votat? Vorbiți la final. Deci, repet încă o dată, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Faceți o poză. 5 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat, de fapt solicitarea, proiectul cu solicitarea noastră. Eu am să fac o singură precizare ca să știți că am să solicit prin adresă către administrația municipală o ședință comună pentru adoptarea unei hotărâri comune prin care pe de-o parte, obiectivul de investiții, să treacă ca obiectiv de investiții pe Consiliul Județean, iar terenul să treacă, că este înregistrat în domeniul public al județului, să treacă în domeniul public, este înregistrat în domeniul public al municipiului, să treacă în domeniul public al județului. Și așa am îndeplinit toate formalitățile birocratice pe care mi le trimisese administrația municipiului Bacău. Nu vreau să pierdem foarte mult timp, așa că voi solicita într-un termen relativ scurt să se convoace această ședință. Bun. Mulțumesc mult. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului casă, având cod Bacău 11MB00783, situat pe strada Ioniță Sandu Sturza, numărul 96, municipiul Bacău, județul Bacău, înscris în cartea funciară numărul 60279C1. Dacă nu sunt intervenții pe acest subiect, supun... Vreți să cumpărați casa, domnul consilier județean? Vă rog, domnul președinte, chiar e vorba de Consiliul Județean, ca să sunteți președinte și haideți să păstrăm seriozitatea acestei întâlniri. Referitor la acest subiect, poate Consiliul Județean, colegii mei, au observat, eu am observat o chestie pentru care sunt un pic nelămurit. În 4-a 10-a 2012, noi facem o solicitare ca o solicitare de preemțiune, parcă, pentru Castelul Dica, parcă, de la Dofteana, da? Unde Ministerul Culturii își exprimase neexercitarea dreptului de preemțiune. Da. Totodată m-am uitat la acea hotărâre, n-am văzut la Direcția de Cultură absolut nicio poziție. De fapt, ne-au pus în acea hotărâre doar ceea ce spune Ministerul Culturii. Referitor la asta, și să știți că nu susțin neapărat asta, pentru că e municipiul Bacău și e o problemă a municipiului Bacău, cred că mai mult decât ajută. Dar văd că dumneavoastră de data asta nu mai solicitați, nu? Avem amendamente. Dumneavoastră, nu mai solicitați în contextul în care, de data asta, Comisia de Cultură propune achiziționarea respectivului imobil. Mai mult, mai văd acolo o hotărâre, una din motivațiile pentru care nu solicitați este lipsa banii. Nu? Deci, dacă vă uitați pe hotărâre, lipsa prindere în buget, da? Dar pentru cealaltă din octombrie existau bani în buget? Vreau să-mi dați o explicație la asta și... Vă dau o explicație. Deci, este mai mult. Să știți, dumneavoastră, încep să-mi placă intervențiile noastre. Haideți să stabilim. Votul din Consiliul, în orice Consiliu local, județean, ține de oportunitate. În primul rând, Castelul Ghica este Castelul Ghica. Castelul Ghica am motivat atunci
care au fost motivele care au stat la baza supunerii dumneavoastră, către, în atenția dumneavoastră, pentru vot a Castelului Ghica, care sunt motivele, și unul din motive e, așa cum am specificat și atunci, faptul că noi avem un patrimoniu cultural care trebuie să-l expunem undeva. Castelul Ghica din Comănești are niște piese de ale noastre în sălele pe care e expuse și ne-a solicitat să le luăm de acolo pentru că a fost cumpărat. Ca atare trebuie să le mutăm undeva. Asta ar fi un aspect. Doi, am văzut și poziția colegilor noștri care în majoritate, dacă nu mă șer, nu știu dacă ați fost la ședință, au votat pentru Castelul Ghica. Pentru casa la care dumneavoastră faceți referire, e vorba de oportunitate. Nu avem cum să cumpărăm tot ce iese pe piață în acest moment, tot ce se transmite către noi de către Ministerul Culturii, pentru că ar însemna să ne transformăm în altceva decât în ceea ce suntem. Noi luăm cu un scop, cu o oportunitate, cu o alocare de la buget, cu tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce înseamnă procedură legală. Eu, dacă dumneavoastră vreți să faceți un amendament în care să vă manifestați dreptul de preemțiune, să știți că sunteți liberi să-l faceți, propuneți un amendament, îl votăm și modificăm hotărârea așa cum considerați dumneavoastră. Eu am făcut doar o propunere și motivată și de fonduri, pentru că nu ne putem întinde peste tot să nu mai avem cum să încăpem în bugetul pe care îl avem. Dar dacă dumneavoastră să înțeleg în acest moment că vreți să vă manifestați dreptul de preemțiune în calitate de Consiliu Județean, să propuneți colegilor noștri să voteze pentru exercitarea dreptului de preemțiune, să știți că sunteți liberi să o faceți. Da, nu, n-am să fac asta pentru că o consider mai mult de competența municipiului Bacău. Păi și atunci da, care e rostul întrebării noastre? Am pus adus în atenția colegilor mei este faptul că atunci ați spus că nu avem bani, acum avem. Atunci n-aveam n-am înțeles. Aveam 1.400.000 și acum n-am întrebat. Haideți să vă spun ceva, da, poate nu mă știți procedura. Deci să mă mai spun un lucru. Dar nu vă știți procedura, domnule. Nu pot să vă las să vorbiți în continuu. Înseamnă că noi cumpărăm cu 1.400.000 ce este. Am zis că e vorba de oportunitate. Dumneavoastră nu decideți pe buget. Nu decideți dumneavoastră pe buget. E vorba de oportunitate. Urmează o procedură întreagă de negociere, de a ajunge la un preț corect pe baza unei expertize. Nici nu vorbim de bani acum. Vă rog, domnul consilier județean, vă rog, domnul vicepreședinte. Da, doar constat că domnul Vere povestește, dar nu știe unde se află acea clădire. Ioriță Salmă, Scurza, 86. Aia e o clădire, într-adevăr, de patrimoniu. Ministerul Culturii nu și-a exprimat preemțiunea. Noi nu, că nu avem motiv. Dacă ați vedea clădirea, în ce stare este și locuită de vreo 10 familii, nu că de rom sau de rom, dar nu au grijă de ea, vă spun că e și mai ieftin dacă construim alta nouă. Nu același aspect s-a întâmplat cu Casa Vasile Alexandrii, care Vasile Alexandrii, cu un nume sonor, a achiziționat-o, are un spațiu de parcare, o putere de produce în circuitul turistic, dar cu acea dărăpănătură, mergi și o vedeți și o să fiți de acord cu mine. Ce să facem noi? Mulțumesc! Da, mulțumesc. Dragilor, eu sunt eu județean, da, vă rog frumos, nu sunteți singura ședință. Nu chiar serios acum. Deci, scuze, vă rog, doamna consilier județean. Și am văzut acel imobil și vreau să spun că am citit și referatul de aprobare, ori 350 de metri pătrați pentru doar 55.000 de euro, domnule președinte, mi se pare că ar fi o achiziție bună pentru Consiliul Județean, în condițiile în care acolo nu locuiesc familii de rom, ce au fost birourile Bactrust. Dacă ne uităm, vorbim despre acel imobil. Scrie clar și referatul de aprobare. E adevărat, poate casa nu este întreținută, dar știm cu toții că la Consiliul Județean nu s-ar pleca. Este o clădire în centru Bactrust. Vă puteți înspune o direcție, puteți face, nu știu, orice în acel imobil, dar vorbim
are un preț mai jos decât un apartament de pe o zonă de la periferia orașului Bacău. Cred că aici ar trebui să ne reducăm cu toți atunci când am loc. Mă repet, sunt 350 de metri pătrați pentru 55.000 de euro. Deci, ce vreau să vă spun, înseamnă că dumneavoastră faceți un amendament ca să ne... Da, nicio problemă. Faceți amendament pentru, pentru a ne exercita dreptul de preemțiune. Bun. Atunci, supun la vot amendamentul doamnei Maricica Coșa. Cine este pentru acest amendament? Nu sunt împotrivă, nici măcar nu mă abțin. Deci, voturi pentru 4, 5, mă scuzați, abțineri? Eu sunt împotrivă, mă scuzați. Haideți, domnul Gavriliu, ce faceți? Vă abțineți sau votați pentru? A, am înțeles. Uitați... În PSD nu-i... Da, așa, deci câte voturi... Câte abțineri și voturi împotrivă. Un singur vot împotrivă. Două. Cine? A, da. Haideți să facem o recapitulare că... Cum? Cu 5 voturi n-are cum să stai acolo. Ce m-am prins? Nu mai e clar. Am să fac un apel la dumneavoastră, dacă îmi permiteți, vă rog frumos. Domnul, vremea mea, n-am dat seama de mult ce vrea să facă, dar nu e nicio problemă. Domnul consilier Olteanu a solicitat dreptul la a vorbi. Eu vă spun un lucru. Știți că s-a înființat o comisie pentru realizarea unui regulament al Consiliului Județean, cu luările de cuvânt, câte minute, câte nu știu ce. Haideți să vedem totuși că nu putem transforma cu ședințele de Consiliul Județean în monologuri sau în a lua cuvântul aceeași persoană de fiecare dată când apare un proiect. Mai avem pe ordinea de zi încă vreo 20 de sau 15 și mai avem și musafiri care săraci nu au nicio vină și nici nu ar trebui să ne asculte pe noi discutând arid despre subiecte care poate pare interesante, dar nu sunt cu adevărat. Am să dau cuvântul domnului consilier județean Olteanu, dar vreau la subiect, exact la ordinea de zi. Ideea era că s-a solicitat de a trebui la votul pentru că nu s-a înțeles nimic. Am înțeles. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vă rog, cine este pentru amendamentul doamnei consilier județean Coșa? A explicat și cu toții amendamentul ca să înțeleg. Amendamentul conține exercitarea dreptului. Amendamentul, dacă sunteți atenți... Ca să fim clari cu toată lumea. Amendamentul înseamnă, în felul următor, exercitarea dreptului de preemțiune. Eu am venit cu o propunere pentru neexercitarea, dar amendamentul doamnei consilier județean este pentru exercitarea dreptului de preemțiune. Cine este pentru? Cinci voturi pentru. Voturi împotrivă. Trei voturi împotrivă. Da. Domnul consilier județean Emil Patrichi, sunteți împotrivă, da? Păi stai, bă, omul, ai ridicat mâna. Haideți să fim atenți. Vă rog eu frumos, nu mai terminăm ședința și ne mutăm și mai vreți să facem și ședință comună cu Consiliul Local. Vă dați seama ce este acolo. Da. Abțineri. Să ridic și eu. Da. Da. 9 de abțineri.
Abstinere. 29 de abținere. O să procedez în felul următor, deci proiectul, amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Disensiuni la vârful PNP. Știți, dacă aș putea să mai, să mai fi mai descongestionată ședința un pic, bubuie nervi PPP. Disensiuni. Gata, să nu, trecem la următorul proiect. Haideți să trecem la următorul proiect, deci proiectul de hotărâre. Vrea cineva să intervină sau cum? Nu, haideți să facem... Stimați colegi, vă rog, domnul consilier județean Vremi, haideți să consemnăm rezultatul votului și vă rog, dacă sunt la același... Noi, sunteți clar, pentru mine sunteți clar. Deci, dacă vreți să interveniți pe să știți, părerea mea, domnul consilier, dacă vreți, vă iau microfonul. Domnul consilier județean Vreme, vă iau microfonul, să știți. Și am posibilitatea asta. Haideți să nu transformăm, nu suntem nici la piață și nici în altă parte. Nu v-am dat cuvântul. Deci, dacă nu v-am dat cuvântul, înseamnă că nu o să-l luați. Este pe subiect? Dar este pe subiect de patrimoniu. Pe care? Vreau să vă spun atât la sfârșitul ședinței, dacă nu acum, este... Eu zic că este la sfârșitul ședinței. Este din aveți milă de domnul rector. Da. Păi care așteaptă de ceva timp. Asta vreau să vă spun. Așa aveți, vă rog, că vă spun. De noi nu e nicio problemă. Deci asta vreau să vă spun. Vin de patrimoniu și tendențe de casa Alexandrii să ne dați niște amănte la sfârșitul ședinței. Legat de invitatul nostru de onoare, domnul rector, haideți când avem invitat să punem proiectele cu invitat la începutul ședinței. Vreau să faceți amendamentul dumneavoastră de la început. Da. Nu la mijlocul ce s-a deteriorat atmosfera, să zic așa, și bubuie nervi în PPP. Poate interesează și domnul rector, ce știe. Da. Dacă îl interesează, se uita online. Ca atare, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Am să trec pe ordine, la punctul 21 de pe ordinea de zi, domnul rector, în sfârșit, supun proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea George Bacovia din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului manifestări prilejuite de aniversarea 30 de ani de la înființarea Universității George Bacovia din Bacău în perioada 7-11 noiembrie. Cu voia dumneavoastră am să dau cuvântul domnului rector și aș vrea noi să ne abținem de la orice comentariu. Vă rog, domnul rector. Și am încredere că, indiferent care a fost votul sau care va fi votul final, lucrurile vor sta așa cum trebuie. Pentru că Bacău trebuie să reprezinte ceva în România. Și asta doar cu ajutorul dumneavoastră. Și am ajutor, dar în special al dumneavoastră. Deci suntem astăzi aici. Universitatea George Bacău împlinește în acest an 30 de ani de la înființare. Nu mai sunt mândri de așa ceva. Sunt 30 de ani de muncă, de luptă, de amintiri, de tot ce înseamnă educație de calitate. Un oraș, un județ, trăiește și prin sistemul educațional și prin universitățile pe care le are. Am avut în decursul timpului peste 20.000 de absolvenți, o parte din ei sunt și în această sală, o parte vor fi în această sală. Avem o serie de manifestări organizate sau pe care le-am organizat în acest an. Am început cu o conferință la Valencia, organizată împreună cu Universitatea din Valencia, o conferință la Chișinău, Simpozionul Național de Estetică, o întâlnire a unor promoții de acum 20 de ani, de acum 10 ani, de la diferite specializări, drept, administrație publică, management,
economia comerțului și turismului. De multe ori am reușit să facem asta singuri, dar atunci când am avut nevoie am solicitat ajutor. Am solicitat ajutor de la partenerii noștri, fie din mediul economic, fie din sistemul public. Totdeauna în Consiliul Județean a fost alături de Universitatea George Bacovia de câte ori am cerut acest lucru. Este și a fost un partener de nădejde. Dacă mi-aduc aminte, acum 30 de ani, când s-au pus bazele acestei universități, sediul administrativ a fost în lucrătire a Consiliului Județean. Probabil că partea noastră și-a aduc aminte. Și pentru asta este un mare mulțumesc din partea Comunității Academice Bacovia. Săptămâna 7-11 a venit rândul nostru ca după o mare perioadă trecută în pandemie să reușim să organizăm la Bacău o serie de manifestări științifice dedicate acestor 30 de ani, la care vom avea o prezență anunțată, destul de numeroasă, profesori, studenți, elevi din țară, o serie de acțiuni pe care noi le-am gândit pe o perioadă de săptămână, începând de luni, 7 noiembrie până pe 11 noiembrie, cu acțiuni ale unei instituții partenere din județul Bacău, cu acțiuni ale universității, cu acțiuni ale partenerilor din alte universități din România și din străinătate, cu o zi aniversar în care apreciem pe cei care în decursul celor 30 de ani au fost parteneri, cu o zi în care acordăm un titlu de doctor cu onoris causa și cu diverse manifestări pe care dumneavoastră le-ați avut în mapă. Mulțumesc foarte mult președintele Consiliului Județean și aparatului de specialitate care a făcut posibil ca acest material să ajungă în mapele dumneavoastră. Iar pe dumneavoastră vă aștept și vă așteptăm, de asta se întâmplă un colega mea, în timpul acestor manifestări, cât puteți sau când puteți să fiți alături de noi la Bacovia. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc spor la lucru și ceea ce vă propuneți să realizați. Chiar dacă câteodată, ca să realizezi ceva, trebuie să te mai și cerți. Și acasă ne mai certăm și până la urmă realizăm lucruri frumoase. Sunt sigur că și aici, chiar dacă vă certați, finalul este frumos și va fi frumos. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul rector, mulțumesc pentru intervenție. Sper că nu vă curge sânge de nas, că tot ridicat mâna. N-am dat cuvântul, domnul consilier. Dacă aveți la acest proiect de hotărâre, dacă aveți amendamente sau intervenții, vă rog, dar scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd un asemenea proiect din două motive. Și am mai spus-o și o mai spun o dată. Motoarele de dezvoltare a unei comunități sunt două motoare principale. Învățământul și sănătate. Astăzi văd că am avut un subiect pe sănătate. Și mă bucur asta. Și doi, e subiect care este dezvoltat. Deci v-am spus. Trebuie să ne dorim să fie democrație, că dacă nu vă puneți dorit înainte de 89, să știți că sunteți tineri și nu chiar știți cum a fost atunci. Și nu cred că v-ați dorit dacă ați ști cu adevărat. Iar referitor la domnul rector, el a avut așa față de Consiliul Județean o atitudine destul de modestă, a venit mai serios poate la noi, dar să știți, domnul rector, că Consiliul Județean și cu cealaltă universitate, care iarăși le face cinste, are proiecte și eu ar vrea veni mai departe să propun un proiect de parteneriat între Consiliul Județean și Universitate și să participăm împreună la toate manifestări și să generez pentru comunitatea bacăuană, comunitatea științifică, cât mai multe manifestări, că asta înseamnă foarte mult pentru dezvoltarea, așa cum ați și spus la un moment dat, personalitățile care le veți aduce la această manifestare. Deci propunerea merge mai departe să facem un parteneriat cu Universitatea Bacău. Mulțumesc și eu. Dacă ați citit ordinea de zi, tocmai asta votăm acum.
Domnul consilier județean Bârsu, vă rog. Din partea de scurt, vreau să adresez un cuvânt de mulțumire celor care au fondat acum 30 de ani Universitatea Batovia, pentru că, într-adevăr, mii de doctoranți de tineri și-au găsit vocația și au urmat cursurile acestei universități. De asemenea, vreau să spun că este în perioadă necesar susținerea și prezidenția mediului universitar. Este tot oameni de afaceri care au pășit în Bacău. Surya, una am întrebat câte universități, câți studenți avem în Bacău, deci este nevoie să susținem și să dezvoltăm mediul universitar, felicitări Universității Bacău. Mulțumesc frumos, domnul consilier județean. Am să fac și eu o scurtă intervenție, dacă tot chiar foarte scurtă. Știți că de-a lungul timpului noi, ca și Consiliul și propunerile pe care le-am avut în fața dumneavoastră, atât ca aparat de specialitate, cât și ca inițiative din partea dumneavoastră, a fost să sprijinim atât sănătatea cât și educația. Mă bucur că domnul consilier județean vreme a urmărit conferința noastră și și-a însușit de acolo doi piloni de dezvoltare. Sănătate și învățământ. Chiar mă bucur, asta înseamnă că mesajul transmis de noi a fost bine recepționat chiar și de către oponenții noștri politici. Pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să supun la vot acest proiect și dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma în care v-a fost prezentată, vă mulțumesc și eu, domnul rector, pentru participare, vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Să știți că, de regulă, nu suntem atât de savuroși în ședințe, lucrurile merg foarte repede. Dar cred că domnul consilier județean vremea a avut un weekend mai greu. Din cauza asta a ținut neapărat să ne facă o săptămână frumoasă și să ne forțeze oarecum să ieșim din să zic așa, din rutina zilei. Ne-a pus un pic pe adrenalină, dar nu-i nicio problemă. Să știți că, de regulă, nu ședințele Consiliului Județean sunt destul de rapide și fără prea multe... și eficiente, evident, așa cum trebuie să fie. Dar, mă rog, acum... ați participat și până acum tot la partidul ăsta, spus. Mulțumesc încă o dată și dacă alegeți să rămâneți, sunteți invitatul nostru în continuare, dacă alegeți să plecați, sunteți în aceeași măsură, fără să vă putem da și o cafea, noi putem să bem. Să rămâneți. De ce a zis că de acum începe? După ce plecați de astră? Nu, că Red Bull îți dă aripi. Da, aș vrea să trecem la punctul 22, pentru că chiar dacă aveți în față punctul 22, o să-l trecem la final, pentru că e vot secret. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 137 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la unele instituții publice aflate sub ordinea Consiliului Județean Bacău cu modificările ulterioare și anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 121/2020 pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții la Biblioteca Județeană Cesturza Bacău cu modificările și completările ulterioare. Dacă sunt intervenții pe acest subiect, noi, domnul Vreme, nu suntem de intervenții. Deci îi dau repede cât pot de repede. Pot să vă spun așa, trebuie să fac un mic anunț, care de fapt e mare anunț. Am fost aprobați și am fost și invitați la semnarea contractului pe PNRR pentru Biblioteca Județeană din Bacău.
a fost aprobat acest proiect și săptămâna asta se va semna, vom semna acest contract de finanțare pentru Biblioteca Județeană. Să știți că e un deziderat vechi, dar care azi ușor, ușor se îndeplinește, că noi ne facem treaba și ne ținem de cuvânt. Mulțumesc! Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Domnul Patriche? Nu? Da? Bine, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Punctul 23 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 32 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 24 de pe ordine de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza documentației de avizare a lucrărilor de investiții DALI pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare drum comunal DC131A de la kilometru 00 plus 000 la kilometru 2 plus 500, Comuna Dofteana, Județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 25 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea directă pe perioada determinată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean și a licențelor de traseu pentru două trasee cuprinse în programul județean de transport rutier de persoane prin curse regulate din Județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. De asemenea, la punctul 26 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre. Mi-a căzut, da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții modernizare DG207F, DN2F Săucești, kilometru 0 plus 00, kilometru 3 plus 254, Județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 28 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare DG241 Roșiori, intersecție cu DG241 C. Pădureni, intersecție cu DG159, kilometru 92 plus 019, 97 plus 424, Județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și asume reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Supun la vot, La punctul 28 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare DG159 Dămienești, Județul Neamț, kilometru 31 plus 115, kilometru 36 plus 400, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și asume reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de bugetul local pentru realizarea obiectivului. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. De asemenea, la punctul 29 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare DG252B, Giosen, Pâncești, kilometru 18 plus 700, kilometru 30 plus 100, Județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. De asemenea, la punctul 30 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare drum județean DJ119 Bacău-Faraoan, kilometru 1+680, kilometru 12+300, tronson Sărata Nicolae Bălcescu, kilometru 4+400 și kilometru 10+466, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumeri reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 31 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău, Comunalitatea Veche, în vederea finanțării unor obiective de investiții. Dacă nu sunt intervenții pe acest subiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma în care v-a fost prezentat. Am să trec la punctul 34 direct, pentru că am spus că la final o să avem votul secret. Și prezentăm un proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de cetățean de onoare a județului Bacău domnului Petre Vlase, personalitate marcantă în domeniul promovării și conservării folclorului românesc, al portului și al cântului popular băcăuan. Cred că, fără să vă rețin foarte mult atenția, dar merită să vorbim despre maestru coregraf Petrică Vlase, așa cum știam toți, Nea Petrică. Nu cred că a fost consilier din această sală, consilier județean, nu cred că a fost UAT de la nivelul județului care să nu-i solicite prezența și prezența ansamblului Busuiocu. Este omul care a activat 40 de ani în această instituție, este omul instituție, când spui ansamblu Busuiocu, spui Petrică Vlase. Nu cred că există cineva, nu doar din această sală, din județ, și la nivel național, și la nivel internațional, care să nu fie apreciat contribuția dânsului atât în patrimoniu folcloric, cât și în păstrarea tradițiilor naționale. Să știți că am fost cu ansamblu Busuiocu joi la o emisiune la Realitatea TV și ne-a făcut cinste. Ceea ce s-a văzut la Realitatea ansamblu Busuiocu ne-a adus plus valoare și nu doar plus valoare nouă ca și locuitori ai județului Bacău, ne-a adus și cinste și plus valoare și mândrie că suntem din acest județ, dar a adus și la nivel național. Eu am rămas plăcut, impresionat, l-am cunoscut de puțin, îl știam, dar de cunoscut l-am cunoscut îndeaproape când am lucrat cu dânsul, un om de o tărie și o vivacitate și o tenacitate în a-și consolida ansamblu Busuiocu, în a consolida tradiția noastră din județul Bacău, cum rar ne este dat să vedem. Ca atare am propus către dumneavoastră să-i conferim cetățean de onoare post-mortem. Nu am să dau aici placheta pentru că mi se pare mult mai profund să înmânăm această plachetă pe scenă, acolo unde dânsul a știut să ne facă cunoscuți. Ca atare, dacă nu mai sunt și alte lor, vă rog. Într-adevăr, am văzut și expunerea la proiectul de hotărâre și ceea ce a spus dumneavoastră e mult adevăr. Am pus să iau neapărat cuvântul pentru că l-am cunoscut la începuturile dânsului în activitate, eram student la universitate și
a venit la universitate să caute tineri pentru a dansa, pentru a cânta, pentru a devota la universitate ceea ce înseamnă o formație de dans și cântece în mediul universitar. Și m-am nimerit dintre tinerii care au fost selecționați de dreptul de a face parte și am fost la începuturile, cred că 40 de ani, am fost în cadrul universității, ca și tânăr în cadrul acestei formații, care s-a prezentat la festivalul Studiețești, cum era la această vreme, și într-adevăr era un om dăruit, dedicat, făcea cu bucurie, plăcere, puțini oameni găsește așa devotați a ceea ce fac. Merită într-adevăr acest titlu de cetățean de onoare a județului. Poate mi-aș fi dorit să fi dat în viață, dar niciodată nu este prea târziu. Poate de acolo de sus ne privește și pe dreptul recunoștință voi vota și cred că toți colegii Consiliului Județean vor vota pentru aprobarea acestui titlu de cetățean de onoare. Mulțumesc, domnul consilier județean. Eu vreau să vă propun, ca înainte de a trece la vot, vreau să vă propun un moment de reculegere în memoria domnului Petrică Vlase. Vă mulțumesc. Am să supun la vot, dar nu înainte de a vă face o invitație. Cred că toți cei care suntem de față aici, sunt trei sau o parte care chiar dacă nu sunt, am să propun să avem o inițiativă comună semnată de toți consilierii județeni, indiferent din ce zonă politică, că nu discutăm din punctul ăsta de vedere, în care să înființăm festivalul Petrică Vlase. Festivalul propunem prin hotărâre de Consiliul Județean. Festivalul, aici în funcție de cum și dumneavoastră aveți idei, aș vrea să cuprindă și alaiul datinilor. Știți, noi vrem să continuăm această, să continuăm visul domnului, visul și viața domnului Petrică Vlase prin acest festival. Și cred că ar fi potrivit ca în cadrul acestui festival să fie incluse mai multe spectacole, printre care și alaiul datinilor, care va trebui să devină o periodicitate anuală prin care noi să organizăm. Să știți că suntem și în faza de pregătiri pentru alaiul datinilor, pentru că domnul Petrică, Dumnezeu să ierte, a reușit să-și pună o amprentă atât de bună pe ansamblu Busiocu, încât să meargă lucrurile și după trecerea lui în neființă. Așa că poate la următoarea ședință de Consiliul Județean aș vrea ca împreună, o să redactăm împreună acea hotărâre, dar aș vrea să vă am co-inițiatori la această hotărâre. Și acum, dacă nu mai sunt alte luări de poziție, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Am să trec la ultimele două proiecte de hotărâre și să intre în ședință. O să vă rog să intrați, nu știu dacă am reușit. Da, o trimis. Deci, am să vă citesc. Proiectul de hotărâre privind aderarea județului Bacău la rețeaua Construirea Europei cu
cu consilierii locali și desemnarea unui reprezentant consilier județean ca membru al rețelei. Am să vă rog, pentru operativitate, să luăm într-o ordine nu neapărat prestabilită, dar să avem cursivitatea, să propuneți pe fiecare grupare politică câte un reprezentant. Vă rog, USR. Mulțumesc. PMP, nu aveți propuneri. Pro-România. ALDE. Mulțumesc. PNL, vă rog. Pe doamna. Ok. Doamna consilier județean. Vă rog. Noi suntem la coaliție doar la București, aici suntem formal în coaliție. Dar totuși la Spitalul Municipal am fost în coaliție, asta e un semn bun. Domnul Adrian Gavriliu. Noi propunem, domnule președinte, pentru colegul nostru Ion Cucerescu. Așa că am să vă rog să trecem la vot. Eu nu am reușit să mă cuplez, nu îmi dau seama. Mie unde mai trebuie? Domnul Oamu, se trebuie să verifică la dacă sunt toți consilierii sesiunii. Irevamente. Păi eu nu sunt. Nu intra, Milu. Dă-i un refresh. Răspunde. Noi că... Da. E clar în progres, domnul Cucerescu. Haideți să nu mai... Dacă... Da, gata, avem vorul. Sănătate. Deci domnul Cucerescu este desemnat prin vot. Am să trec la proiectul... La ultimul proiect de pe ordinea de zi, desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Euronest. Ca să nu pierdem timp, vă rog propuneri din partea noastră.
Vă rog, domnul consilier județean Olteanu. Vă mulțumesc. Alte propuneri? Domnul vicepreședinte, vă rog. Din partea Partidului Social Democrat îl propunem pe domnul Pravă Silviu. Cred că experiența dumnealui administrativă îl recomandă pentru a face parte din adunarea generală. Mulțumesc. Alte propuneri din partea noastră? Dacă nu, vă rog să inițiați sesiunea de vot cu cele două propuneri. Domnul Grițcu, da? Și domnul Pravăț. Ok. Domnul Pravă, vă mulțumesc. Deci reprezentantul din partea Consiliului Județean desemnat, conform votului, domnul Pravă Silviu, vă mulțumesc. Felicitări, domnul Pravă. Aș vrea, dacă putem încheia sesiunea ca să putem... N-aș vrea să închei ședința fără să vă fac o propunere. Ținând cont de faptul că astăzi, totuși, și cu Musafir și cu... Au fost anumite discuții care s-au lungit nepermis de mult. În ce sens? În sensul în care aceeași persoană să ia cuvântul de mai multe ori și nu numai. Noi știu că în regulament avem și un număr de minute care pe intervenție. Ați văzut cât de repede a mers ulterior. Nu trebuie să fim, dăm cuvântul la toată lumea, nu trebuie să fim, să zic, să vorbim doar noi, Doamne ferește. Trebuie să cunoaștem, în schimb, faptul că nu putem deturna sau denatura o ședință, să o ducem oarecum în ridicol. Totuși eu vreau ca în Consiliul Județean, dumneavoastră sunteți oameni respectabili și dacă ați văzut, cred că de fiecare dată am încercat să păstrez un anumit echilibru, ca atare o să-l rog pe domnul Consiliul Județean Olteanu să convoace întâlniri cu cei care fac parte din regulament, pentru constituirea regulamentului, refacerea regulamentului Consiliului Județean, de funcționarea Consiliului Județean, și aici mă refer la consilierii județeni cu toți, și să facem un regulament care să-l aprobăm în proxima ședință sau când va fi gata acel regulament, pentru că trebuie să treacă, cred că, și prin dezbatere publică, nu? Nu știu dacă... Proiectul... Bun. Am să-l rog pe domnul consilier județean Olteanu să declanșeze întâlniri și să aducem un regulament nou, adaptat, cu stabilirea clară a unui număr de intervenții, chiar vă rog, pentru că nu putem de fiecare dată la fiecare să intervenim dacă nu avem nimic de spus. Dacă e de amendament, nicio problemă, sunt perfect de acord. Dacă e de luat o poziție, o luare de cuvânt, la fel, nu e nicio problemă. Dar părerea mea că dezbaterile pe ce înseamnă ședință să aibă loc la sfârșit, iar pe fiecare proiect să avem amendamente sau nu avem amendamente, așa cum s-a propus și astăzi. Mulțumesc, domnul consilier județean Bârsu, vă rog. Haideți că numai un pic, nu mai ieșeam din întâlnire. Deci, Casa Vasile Alexandriei s-a reușit să se treacă de comisie, de comisia de la Iași, de comisia de cultură. Am reușit
să găsim și verificatori de proiecte. Știți că, de fapt, asta era cel mai mare impediment. Verificatori de proiecte avizați de Ministerul, Culturii. Ne aflăm în faza de proiectare. Nu știu dacă licitația a fost declanșată, dar cred că da. Mai avem un lucru, cred că extrem de important, așa cum v-am spus, că am depus prefinanțare, chiar dacă noi avem o asociere, am solicitat o asociere cu primăria din Bacău, dar care nu s-a pus pe ordinea de zi, nu o să stăm în baza asta. Am depus spre Ambasada Americii pe un proiect de finanțare, pe un program de finanțare deschis de către Ambasada Americii. Avem niște semnale pozitive, dar mai mult decât atât, am să-i dau cuvântul și domnului Silviu Botez, care a mai găsit o soluție de finanțare pe fonduri europene, tot pentru Casa Vasile Alexandri. Vă garantez că nu am uitat o secundă de acest proiect și încercăm să-l aducem acolo unde trebuie, doar că încercăm nici să folosim fonduri europene și mai puțin din bugetul local. Vă rog, domnul Silviu Botez. Săptămâna trecută am fost la o serie de întâlniri la Bruxelles, în cadrul Serviciului de Relații Externe pe care îl coordonesc. Iar cu această ocazie am avut o serie de întâlniri pe diferite domenii, iar unul dintre domenii care s-a arătat pentru Casa Vasile Alexandri este cel de prezervarea patrimoniului cultural. Linia de finanțare va fi deschisă până pe data de 19 ianuarie. În prima fază este nevoie doar de un studiu de oportunitate și de depunerea unei forme de scrisoare de intenție. Apoi va fi analizat, iar până la mijlocul anului 2023 vom putea primi un răspuns. O altă sursă de finanțare ar fi cea pe regenerare urbană, pe cei de la tot din cadrul Comisiei Europene, însă momentan timpul pe această a doua axă de finanțare este doar în dezbatere publică și nu aș vrea să dau prea multe detalii ca să nu le împuțăm. Aceea care v-am prezentat-o prima este lansată până pe data de 19 ianuarie, trebuie să depunem cele două documente. Ce vreau să nu neapărat de completare, vreau doar așa ca... Să știți că indiferent că obținem finanțare sau nu, pe programul susținut de Ambasada Americii sau pe fonduri europene, ceea ce încercăm să accesăm, asta nu înseamnă că proiectul stagnează. Noi suntem în procedura de achiziție a proiectării pentru a putea să putem încheia un contract de proiectare, proiect tehnic. Așa că să fim cât mai pregătiți, asta încercăm, să fim cât mai pregătiți, să depunem cu toată documentația corectă. Vreau așa doar ca idee și nu știu dacă... Să știți că este extrem, extrem, extrem de dificil de a obține tot ce înseamnă aprobări din partea Ministerului Culturii și a Comisiei de Cultură, care nu-i chiar simplu lucru, pentru că de ce? Nu mai avem proiectanți, nu mai avem arhitecți care să fie autorizați de Ministerul Culturii. Am reușit în extremis să găsim pe cineva. Sunt o parte care sunt, dar nu mai vor să lucreze. Sunt o parte care am reușit într-un final să găsim pe cineva și să ne asigurăm cu proiectarea. Deci, repet încă o dată, suntem în faza de procedură pe proiect tehnic. Dacă nu mai sunt alte intervenții. Da, vă rog, domnul consilier județean. Suntem acum
care lucrăm este din 2013 și a fost realizată la inițiativa delegatului liderul al nostru, Kim Mihai. Noi am mai avut două proiecte de hotărâre prin care am încercat să constituim, adică comisia s-a constituit, n-a putut să lucreze. N-a putut să lucreze prin faptul că cei care au fost desemnați nu au dovedit că își doresc, nu s-au raliat la solicitările noastre de amuncă. Cred că acum, având în vedere și ultimele ședințe care au arătat că trebuie totuși să ne mai corectăm în comportament, poate o să reușim acum. Dar trebuie format, trebuie totuși un proiect de hotărâre. Noi acum am ieșit din cele două proiecte anterioare. S-au depășit termenele pentru care au fost constituite comisia. Am avut două ori către 90 de zile. Atunci facem un felul următor. Nu ne chinim cu nimic să lucrăm. Și s-a adoptat și comisia ulterior, tocmai pentru rapiditate. Se vede clar că, știți, la un moment dat putem să luăm, este foarte, nu e complicat, că eu rezist bine la provocări, dar totuși să avem un mod de a ne comporta în cadrul Consiliului Județean cu decență și oarecum cu respect. Încercăm, ați văzut, că să nu fie intervenții peste. E greu de stăpânit din punctul ăsta de vedere, dar în același timp nici nu putem abuza de microfon. Cine are de spus un cuvânt, tot timpul este deschis să spună un cuvânt, să vorbească, n-am oprit pe nimeni, doar că să nu devenim acum, hilari în fața cetățenilor, că intervenim de fiecare dată, poate și repetându-ne și devenim redundanți. Nicio problemă, aveți sprijinul nostru și aparatului tehnic și asta să încercăm să facem un regulament care să elimine orice alt lucru interpretabil în funcționarea ședințelor de Consiliul Județean. Mulțumesc. Vă doresc o săptămână ușoară. Oricum de vreme, în comisie.